Bun găsit, dragi prieteni ai canalului meu de YouTube. De asta dată vin către voi cu Mirela, o altă Mirela, în care vom, Mirela Beca, vom face analiza numerologică după data de naștere a Mirelei Beca. Va fi un nou exemplu, o nouă abordare, o nouă personalitate, astfel încât să învățați, să lucrați cu arcanele majore ale tarotului de Marsilia în simbolistica datei de naștere. Vă prezint pe Mirela Beca. Ea este născută în data de 11.01.1965. Am să afișez pe ecran ca să vedem. Am pregătit deja, eu mi-am făcut, cum s-ar spune, temele un pic înainte, Mirela. 11 ianuarie 1965. Probabil, dacă n-ați urmărit, vă recomand să urmăriți pe canalul meu de YouTube, în care am prezentat două filmulețe, cred că două, trei, despre numerologia datei de naștere aplicată în tarotul de Marsilia. Ziua nașterii reprezintă modul de gândire interior, intim al persoanei. Așadar, Mirela, tu te ghidezi în mentalul tău după acest arhetip al arcanei forța, arcana numărul 11. Ce înseamnă? Rugămintea mea pentru tine este să-mi spui primul detaliu grafic care ți atrage atenția. Da? Nu sta mult pe gânduri. Primul detaliu grafic care ți atrage atenția, ți-e mai dificil să-ți arăt arcana în felul acesta. Pălăria. Pălăria, ok. Îți atrage atenția în sens bun, în sens negativ, ce emoție, ce gând, ce stare. Nu, aia mi-a sărit în ochi. Bun. E de bine, e de rău? Îți transmite un gând, o amintire, o emoție, orice, o senzație? Ce-ți spune acest simbol ție? Pot să spun doar un singur cuvânt. Da, chic. Nu mult. Primul impuls, primul instinct, primul. Chic. Acum văd că are niște țepe sus, dar nu le-am văzut prima dată. Ok, da, vezi că deja dacă stai mai mult și analizezi, încep să mai vezi și îți mai vine un gând și ele încep să se lege, da? Da, nu, primul cuvânt a fost chic. Bun, spuneam în felul următor că arcana numărul 11 pentru tine reprezintă acest arhetip al mentalului interior, al modului de gândire interior, da? În sinea ta, în sinele tău, nu când te expui la public, da? În societate. Da, da. Ca și simbol, pălăria, capul, căciula, pentru că întâlnim în arcanele de tarot, da? O căciulă, o pălărie, o cupolă, o, da? Reprezintă mentalul, gândirea, conștiința, da? Și ai spus că ca și gând, da, ca și idee, chic. Felul tău de a gândi, felul tău de a analiza o situație, un lucru, o persoană, de a te analiza pe tine, da? Pentru că este vorba despre tine, e ceva chic. Poate chiar non-conformist, dar acum chic, deja cuvântul acesta chic face trimitere la Uranus, la ceva non-conformist. Și dăm voie să recunosc că pălăria și cu culoarea ta roșie la păr, da? Nu oricine își permite să poarte o culoare roșie la păr, mai ales dacă nu ești cu părul roșcat la origine. Trebuie să ai un curaj să fii chic, să fii nonconformist, să ieși în public sau să porți o pălărie, da? Poate fi o pălărie elegantă, poate fi o pălărie regală. Pălăria acestui personaj în arcana 11 are forma infinitului. Dacă o analizăm așa, ne ducem un pic mai în profunzime, da? Și deja această formă a infinitului, pălăriei. Revenim la această machetă prima, da? Ziua nașterii reprezintă gândirea interioară. A doua arcană este arcana magicianu, luna nașterii, numărul 1, da? Când vorbim de numărul 1 în data nașterii, asociem cu arcana numărul 1, magicianu.
Ori acesta este felul tău de a gândi normal, uzual, da? În intimitatea ta ești mult mai chic, dar în mediul normal, echilibrat, ești în energia, ca și mental, ca și gândire, în energia magicianului. Și deja se face legătura de la Arcana 11 la Arcana Magicianul. Este foarte interesant în data ta de naștere, cum cele două arcane se succed așa sau observi, se privesc una pe alta. Da? Dacă am vorbit de cineva născut în 1 a 11-a, cele două personaje nu s-ar privi, ar sta cu spatele una la alta. Da? Nu ar ști una de ori la tine în numerologia datei tale de naștere. Personajul din Arcana Forța, personajul din Arcana 1, magicianul, se privesc. Ca și cum forța, nu știm cum se numește acest personaj, da? Deși titlul arcane este forța, dar forța face referire la forța fizică. Acea acțiune fizică pe care nu o vedem, dar căreia îi vedem consecința. Da? Așa da. Ești tu în gândirea ta internă. Ai capacitatea de a descifra, de a găsi o soluție și ulterior să se vadă consecința la ceea ce tu ai gândit în intimitatea ta, da? Forța privește la masa magicianului, iar magicianul privește către acest personaj animal, da? Către acest animal. Da, da. Deci, undeva se poate spune despre tine, dacă este să analizăm cele două arcane, tragi cu ochiul. Ia să văd ce e în curtea vecinului. Ia să văd un pic și la altul. Ia să văd în exterior. Da? Te inspiri. În ghilimele, furi, te inspiri. Da? Pentru că vezi tu, și e valabil, vreau să transmit tuturor, da, pe canal, mulți tarologi asociază diferitelor arcane anumite cuvinte cheie. Dar când a fost dezvoltat tarotul în evul mediu, epoca renașterii, început epocii renașterii, și acest tarot de Marsilia în școala de tarot marsiliană din Franța, da, ele au venit ca și simbol, ca și desen grafic care inspiră prin simbolistică, dar nu au venit cu o carte atașată cu indicații, cu acele cuvinte cheie atașate. Ulterior, în decursul istoriei, tarologii au atașat diverse cuvinte cheie, da? Așa cum am făcut eu acum, uite, vezi, personajele se inspiră una de la cealaltă sau fură ideea sau învață meserie. Avem un magician care ne vorbește despre meșteșugăreală, da? El are acolo multe, multe activități și înveți meserie, furi un pic meseria, da? Te inspiri. Ai nevoie de o inspirație, de o ghidare, da? De un profesor, de o ghidare. Cele două personaje au pălărie. Am plecat de la ideea de pălărie, conștiință. Această conștiință infinită, simbolul infinitului, care trebuie să înțelegi, pentru că ai fost atrasă de acest simbol, că ai o infinitate de soluții întotdeauna, o infinitate de gânduri, o infinitate de modalități de a găsi, de a gândi, de a analiza, de a dezbate. Da? Să-ți aduci aminte atunci când stai în introspecție, să înțelegi că să nu te limitezi. Da? Când ai descoperi la tine convingeri limitative, da. Imediat să-ți aduci aminte să nu te limitezi, că există o infinitate de posibilități, soluții și așa mai departe. Ai observat, ai spus la pălăria Arcanei Forța, aceste colțuri roșii în tarot și culorile au o simbolistică. Culoarea roșie este culoarea acțiunii.
Este culoarea masculinul, acțiunea, extrovertirea. Arată acea, să spunem, poate cu acele colțuri roșii în cap, câteodată ai bătăi de cap. Mai te doare capul de atâtea gânduri. Da? Da. Mai simți că dă să-ți iasă așa colț din cap. Da. Pentru că în arcanele tarotului putem vedea inclusiv vorbi despre starea de sănătate pe corpul fizic. Da? Da. Înțelege că acei colți, simbolistic, în arcana forța 11, de fapt sunt colții animalului. Dacă privim în detaliu arcana, sunt colții acestui animal. Ce animal vezi acolo? Un câine drăguț. Un câine drăguț. Ok. Câinele este... Are niște ochi așa frumoși. Așa. Ok. Câinele este simbolul energiei masculine. Da? Câinele este unul din animalele care poate fi dresat foarte ușor. Da? Mai ușor dresez, să spunem, un câine decât o pisică. Deși da, și adevărat. Pisica este un animal domestic. Dar câinele îl poți ține în lesă, pisica nu, e un spirit liber. Da? O dresezi unde să mănânce, unde să-și facă nevoile, dar nu o dresezi să meargă în lesă. Da? Da, e adevărat. Bun. Are un câine drăguț. Observăm că acestui animal îi lipsesc dinții de pe mandibulă. Mandibula fiind maxilarul care se mișcă. Da? Maxilarul de jos, cel care mișcă, cel care mestecă, care mușcă. Da? De ce îți pare drăguț acest animal? Are ochi tare frumoși. Așa. Și blănița aia cărlionțată. Ok. Bun. Dar ochii sunt frumoși. Adică nu mi se pare o chestie agresivă faptul că ea are mâna în dreptul în botul câinelui. Da, nu. Da. Da, nu mi se pare o chestie agresivă din partea câinelui. Ok. Nu cred că ar avea intenția să o muște. Nu cred. Cred că mai mult se joacă decât... Ok. Este optica ta. Exact. De asta te las să văd ce te tot scoți. Despre asta vreau să scot în evidență. Atunci când medităm cu o arcană de tarot, pentru că face parte din data nașterii, pentru că o asociem cu o zi calendaristică cum este astăzi. Astăzi este 10 septembrie 2022, este lună plină în Pești, da? Deci am putea să medităm cu arcana numărul 10 sau cu arcana numărul 7, pentru că 10 septembrie 2022 ajungem teozofic la numărul 7. Asta înseamnă să meditez cu arcană și este frumos de observat lucrul acesta în grup. Eu am făcut lucrul acesta. Cum o altă persoană vede altceva și o altă persoană vede altceva despre același simbol, despre același detaliu grafic. Tu vezi acolo un câine blând, un câine... observăm câinele, da, privește către personajul uman. Deci îi urmărește, cum s-ar spune, îi caută privirea, îi caută, da, să facă contact. Da. Din capul, am spus, în simbolistica arcanelor reprezintă mentalul, conștiința, dar și capul personajului animal, tot la mental și la conștiință, face trimitere. Da? Și cele două, sau cel puțin instinctul animalic, da? Pentru că acest animal face referire la instinctul și impulsul tău, despre tine este vorba, da? Nu iese dintre picioarele personajului, nu vedem animalul în spatele personajului uman, da? Și atunci se deduce că el iese din interiorul personajului uman, este impulsul, instinctul animalic, da? Și acest instinct animalic privește întotdeauna către conștiință, către cap, da?
instinctul acesta, dacă tu îți dai voie să înțelegi, vorbim de Arcana 11 asociată cu ziua nașterii, modul tău de gândire intim, să-ți dai voie să-ți asculți instinctele și impulsurile. Pentru că ele caută, ele vin din subconștient, vin, da? Și ele caută conștientul tău. Ai făcut trimitere la ochii animalului. Dacă privim de atent ochiul animalului, am să măresc un pic, da? Avem această pupilă mare neagră. Ori culoarea neagră în tarot la fel face trimitere la, la subconștient. Culoarea negru este culoarea pământului fertil, culoarea cosmosului, da, în care universul și tot ceea ce se cunoaște în univers se află într-o masă neagră, da? Negru face trimitere la noapte, la somn, la subconștient. Și într-adevăr, aici, aproape de ochiul animalului, avem o semilună. O semilună în descreștere, care face trimitere, da? Observi aici? Da, da. Bun. Acum am văzut. Acum o vezi. Ok. Semiluna în descreștere este o perioadă, acum sunt astăzi, suntem la lună plină și după luna plină urmează luna în descreștere. Pe luna în descreștere începem să curățăm frici, temeri, convingeri limitative pe care le conștientizăm la noi, acele impulsuri despre care ne este frică să înțelegem ce-i cu ele, să le controlăm, să le stăpânim, da? Pentru că ai spus da. Că nu ți este frică de acest animal, pare blând, deci înseamnă că poți să-l controli, să-l stăpânești. Tu nu ai văzut că animalul mușcă personajul, da? Personajul uman. Ce personaj vezi aici? Ce vezi? O femeie, un bărbat? Tu ce vezi? A, nu, o femeie. O femeie, ok. Sunt persoane care mi-au spus, apropo, dacă veți urmări cealaltă filmare cu cealaltă Mirelă, ea vedea un bărbat. Chiar dacă avea pălărie și rochie, ea vedea în fizionomie un bărbat. Da? Deci sunt optici diferite. Da. Deci tu vezi o femeie. Partea feminină din tine, da? Când își pune mintea la bătaie, conștiința, gândurile, modul ei de gândire, chiar dacă are bătăi de cap, da? Deci pe tine nu te mușcă impulsul și instinctul tău, în schimb te mușcă și îți dă bătăi de cap, da? Pe tine te-au durut aceste colțuri, te-am întrebat, ai dureri, felul de a gândi. Dar dacă n-ai mai gândi poate într-un mod agresiv, pentru că sunt ca niște săgeți de culoare roșie, care poate să trimită la impulsuri, face trimitere la acele săgeți care te înțeapă, face trimitere la săgeata roșie cu o travă, da, gândurile astea te otrăvesc. Și ai lăsa un pic să acționeze impulsurile și instinctele tale și ți le-ai asculta pentru că ele caută privirea ta. Ele caută să se lasă îmblânzite. Tu n-ai simțit că animalul te mușcă, da? Atunci s-ar întâmpla altfel, energiile s-ar manifesta poate altfel în viața ta. Mergem mai departe, pentru că avem o machetă întreagă aici. Am spus a doua arcană, a doua arcană, da, arcana magicianul, este asociată cu luna nașterii, ești născută în data în ianuarie, prima lună calendaristică. Asta este frumos în numerologia tarotului. Pentru că pentru persoanele care nu sunt numerolog de profesie, nu au studiat numerologia și este greu să înțeleagă ce înseamnă un 1. Deși și acel 1, grafica cifrei 1, 2, 3, da, au o explicație logică, simbolică. Asociind cu arcanele de tarot, arcanele majore, atunci deja ai un desen. Desenul în sine există o logică în arhitectura și iconografia arcanelor,
și asociind fiecare detaliu grafic sau conectându-te la un detaliu grafic, simți emoția, simți gândul, simți trăirea, furnicăturile în corp, orice, începi să primești mesaje, începi să faci conexiuni, da? Așa cum am vorbit, de exemplu, despre pălăria Arcanei 11, pălăria Arcanei 1. Foarte frumos în data ta de naștere, pentru că 1 face parte din prima serie zecimală, de la 1 la 10, iar 11 face parte din a doua serie zecimală. 11 este ca octava superioară a lui 1, da? În modul tău de gândire interior, dacă ți-ai asculta impulsurile și instinctele, te-ai întoarce în copilărie. Da. Da? Observi, ți-am zis, cele două arcane se privesc, nu se privesc în cruciș, privesc la acțiunea pe care o face cealaltă. Da? Te-ai întoarce în copilărie, pentru că aici avem un personaj oarecum matur, și când ai acționa într-adevăr, ai avea forța să acționezi din impulsuri, din instincte controlate, da? Te-ai întoarce în copilărie. Ce se întâmplă în copilăria ta? Ce vezi aici în această arcană, arcana magicianul? Umăresc să o vezi mai bine, mai detaliat. Primul impuls, primul gând. Practic, se joacă. Okay. Are multe jucării. Bun. Masa aceea e plină de chestii de jucării, cred. Ok. Ce vezi în personaj? Un ala bărbat-femeie. Tu ce vezi? Un băiețel. Un băiețel. Tu vezi un bărbat masculin, un băiețel. Un copil băiat. Ok. Care se joacă. Bun. Un copil masculin care se joacă. Aici, scuză-mă, fac ce mă înapoi. Am spus că dacă ți-ai dat voie să-ți asculți impulsurile, te-ai întoarce în copilărie și ai începe să gândești precum un copil. Copilul, putem spune despre un copil, știi când se naște un copil, spui, vai, ce minunăție, da, e o minunăție de copil, e minunat, e magic, da? Copilul face magie prin joc, într-adevăr. Tu ai văzut un personaj masculin, da? Deci undeva în interiorul tău, dăm voie să-ți spun că vocea ta este mai groasă, mai masculină, da? De aceea probabil ai văzut și un copil. Poate ai fost mai băiețoasă în copilărie, da? Poate ai făcut mai multe trăznăi precum fac băieții. Da. Te-ai legat de masă. Ce mai vezi la masă? Sau ce-ți spune, ce-ți transmite această masă? Deci pe masa aceea văd așa, un fier de călcat. Ok. În mâna magicianului, cred că e un flaut, un fluier ceva. Ok. Nu știu, mă rog, eu de aici văd câteva jucării. Da, dar și o prăjiturică. Okay. Sper să fie prăjiturică. Okay. Pare un cupcake cu ceva roșu deasupra. Ok. E de fapt o cupă, o mini-cupă, da? Pentru că pe masa magicianului se află practic toate cele patru elemente care urmează în arcanele minore, cupele, spadele, bâtele și monedele, da? Are o bâtă în mână, tu vezi un flaut, e ok. Bâta este element de foc, elementul acțiunii. Și observăm la acest magician în grafica tarotului după Jodorowsky, pentru că aici în calculator eu îți arăt arcanele după Jodorowsky, eu în mână am arcanele după Grimaud, aici bagheta lui este galbenă, o culoare a inteligenței. Pentru că am ales pe ecran să analizăm în simbolistica lui Jodorowsky, nu întâmplător, eu rezonez foarte mult cu acest autor.
Am spus, bâta este elementul focului, a acțiunii. Ne-am duce cu gândul la roșu. Și totuși bâta este de culoare albastră, culoarea spiritualității. Da? Atunci când facem o acțiune, atunci când tu acționezi, faci ceva, fie și din joacă, da? Sau e bine să faci, să acționezi din joacă, din plăcere, tu ești în energia spiritualității, în energia divină. Ok? Doamne ajută. Pentru că asta înseamnă să fii spiritual, să faci ce-ți place din plăcere, din bucurie, din joacă. Tu vezi un flaut. Poate în copilăria ta ai vrut să cânți la acest instrument sau poate undeva în familia ta, pe arbore genealogic, da, cineva a cântat. Sau într-adevăr, muzica din flaut, din fluier, din nai, rezonezi în mintea ta foarte ușor, foarte bine cu ea, îți dă liniște, te ajută pe o muzică de fluier, nai, flaut, tu creezi foarte ușor ulterior, îți vin idei, îți vine inspirație, ok? Da, e o muzică faină, pentru că culoarea albastră a baghetei, bagheta magiciană pe care tu o vezi fluier, se află aici, sub pălăria, da? Sub pălăria, da, magicianului. Pentru că trebuie să facem conexiunile elementelor, culorilor ulterior, elementelor și ulterior a culorilor, formelor, da? Care sunt în arcană și ulterior în toate celelalte arcane din data ta de naștere. Ok. Inclusiv acest fier de călcat care tu îl vezi, uite, vezi fierul de călcat, tu ai spus un fier de călcat, da? Da, seamănă cu un fier vechi, antic. De acord. Inclusiv acest fier de călcat, dacă e să ne gândim, fierul de călcat ar fi roșu, întinde, da? E de fapt o gentuță, da? Și e de culoare albastră, la fel. Deci tot ceea ce înseamnă pentru tine energie de foc și de acțiune te duce într-o creștere spirituală. Da? Să înțelegi, să reții lucrul ăsta când tu creezi, măi, că gătesc la bucătărie ca femeie sau fac ceva ce îmi place, eu sunt în conexiune cu divinitatea. Te-ai legat de această prăjiturică, care de fapt este simbolul unei cupe. Toate aceste jucării de pe masa, în ghilimele, de pe masa magicianului sunt în miniatură. Da? El este într-adevăr un personaj copil și copilului nu poți să-i dai să se joace cu dita mai bagheta magică. Îi dai ceva de jucărie, nu poți să-i dai dita mai cuțit. Deci toate sunt jucării pentru ca el să-și dezvolte dexteritatea, să nu fie în pericol, să aibă forța să le țină, să le asambleze. Este o mini-cupă. Cupa este elementul apei, a emoțiilor. Dar nu aia galbenă, cea de lângă ea, cu roșu. Aia. Da. Da. Ai de lucrat la fel cu emoțiile din copilărie. Da? Să te duci să nu știu, că meditezi, că oricum totul se face printr-o meditație. Meditația nu înseamnă doar în stare de gândire, de analiză, de introspecție, ci și prin joacă. Da? Meditația nu înseamnă doar într-o stare de nemișcare. Meditația poate fi și într-o stare activă. Da? Atunci când faci ceva cu mâinile, mintea, exact ca la acest personaj, el face ceva cu mâinile, este în acțiune, simbolul personajelor în picioare arată foarte multă acțiune, dar mintea lui rulează o infinitate de idei, de gânduri. Da? Deci poți să meditezi și într-o stare activă. Te-ai legat de această masă sau personajul, forța, am zis, privește către masa magicianului. Și invers, magicianul privea la jucărica pe care o are forța. Pentru că poate fi vorba despre o marionetă, da? Nu neapărat un animal viu, sau poate fi vorba despre o marionetă cu care personajul se joacă. Și copilul se uită ori la animal, da? Se uită întotdeauna la... Observ că și în
acest arhetip al magicianului, când te manifesti, tot la impulsuri și instincte trebuie să privești. Da? Sau poate se uită la acea marionetă, pentru că e o jucărică și copilul ia se atras de jucării. Mai văd un lucru ciudat la masă, are doar 3 picioare. Ok, super. Forța privește la masa personajului, ca și cum i-ar spune, fii atent, și masa, la fel ca și acel câine, au culoarea cărnii, culoarea corpului, a pielii, fac parte din acest personaj. Magicianul este numărul 1, începutul, începi lucruri, ești în stare să le duci la capăt, pentru că vedem începutul mesei, avem aici două colțuri, dar nu vedem unde se termină masa. Ca și corpul nostru, ne naștem, dar nu știm unde și când vom termina acest drum, această călătorie prin aceste arhetipuri sau călătoria în viața noastră. Începem un proiect, o afacere, o relație, da? Nu știm până unde și cât. Magicianul, observ, privește la stânga, spre trecut. Da. El întotdeauna se uită spre trecut, nu se uită spre viitor. În arhetipul magicianul trebuie să învățăm să fim conștienți că avem toate elementele la îndemână, apă, aer, foc, pământ, sau toate elementele de care avem nevoie într-o relație, într-o afacere, noi le avem pe toate, sunt în noi, masa face parte din corpul magicianului, da? Dar știm să le folosim, știm să le valorificăm, folosești elementul foc. Da? Să creezi, dar trebuie să te folosești și de pământ, elementul monedei, da? Trebuie să te folosești și de emoție, apă, cupa, trebuie să te folosești și de spade, elementul gândurilor, a aerului, da? Și toate acestea, îmbinate într-o manieră echilibrată, ajung și dezvoltă afacerea, relația, proiectul, da? Corpul fizic, da? Dacă folosim prea multă energie de pământ, mâncăm prea mult, corpul fizic ne vorbește. Și tot așa. Asta a fost un exemplu, da? Nu, fără niciun fel de aluzie, doar să conștientizăm. Tu ai făcut trimitere la această gentuță și la această flaut. Am să-mi aduc aminte la celelalte arcane pentru că se face legătura. Da? Observ, eu ți-am pus la început această machetă, da, care ar fi arcanele din macheta numerologiei datei de naștere, dar ulterior vom trece prin toate aceste arcane. Are 3 picioare masă. Trinitatea. Sau întotdeauna când încep ceva, trebuie să ai 3 piloni. Am focul, apa, aerul. Da? Măcar 3 piloni, dacă nu pe toți 4. Și totuși, okay. Al patrulea picior poate fi considerat piciorul magic. Piciorul lui. Da, da, da. Observi, al patrulea, pentru că unul din picioare se identifică cu... Uh-huh. Și al patrulea este foarte, foarte drept, deci poate fi considerat piciorul magicianului. Dacă este să privești, eu am să arăt la mine aici pe ecran, să privim magicianul în jumătatea de sus a arcanei. El este în spatele masei, mesei. Da. Dacă este să privim magicianul în partea de jos a arcanei, unde este magicianul? Hai că se prindă. Acum unde vezi magicianul? Sau uite-te pe ecran, dar doar în partea de jos a arcanei. Da, acum mă uit în partea de jos. Tot în spatele mesei. Tu tot în spatele mesei îl vezi. Deși observăm acest picior al magicianului mult mai în față decât piciorul din spate. Da? Deci observăm în partea de jos a arcanei că magicianul este în mijlocul mesei. El ar trebui să iasă prin mijlocul mesei. Masa face parte din el, este corpul lui, elementele primordiale sunt acolo, apă, aer, foc, pământ, în simbolistica cupei, spadei, monedei, da? Fac parte din noi, din corpul fizic.
Deși grafica și simbolistica arcanei vorbește despre corpul fizic a persoanei, arhetipurile tarotului nu vorbesc doar de corpul fizic, vorbesc de mental, de logică, de psihicul nostru, vorbesc de anumite fapte, evenimente care se întâmplă în viața noastră și care se manifestă în arhetipurile, aceste arhetipuri. Da? Da. Arcana în sine este doar o taină. Și dăm voie, Mirela, să răspund unei persoane pe grupul de pe YouTube care ne-a pus o întrebare. Cum vedem lumea prin ermetism? Arcana înseamnă taină. Ceva ascuns, ceva închis, da? ca la biserică, taina cununiei, taina botezului, taina Sfintei Împărtășanii. Aparent e un ritual, aparent e o manifestare fizică, dar totul are legătură cu mentalul nostru. Cum asociem acel botez al copilului care e spălat în căldătoare, da? Sau cununia? Ce înțelege fiecare din partener, preotul și ceilalți nuntași? Ce înțelegi prin uniunea femininului și masculinului? E o taină acolo, da? La fel și în arcane. Sunt taina, ermetismul. Dacă ne mergem la dicționar, este vorba de o cunoaștere, de o știință, o cunoaștere închisă, da? Nu oricine are acces la această informație ermetică, tainică. Trebuie să-ți deschizi conștiința pentru că, uite, vezi, arhetipurile tarotului încep cu acest magician care are conștiința dita mai pălăria în cap, da? Simbol al conștiinței deschise, iar pălăria magicianului nu o vedem întreagă, putem deduce că ea iese din cadranul arcanii și atunci poate să aibă o dita mai popola, da? Când ne dăm voie să creștem în conștiință, să acumulăm informație, să facem, să învăț și meseria aia, și meseria aia, și despre... Atunci încep să fac conexiuni și să înțeleg. Eu poate înțeleg, da. Eu îți explic ție acum anumite simboluri de care tu ești atrasă. Dar când tu vei mai medita ulterior cu aceste arcane care te reprezintă în data nașterii, tu ai să mai faci niște conexiuni, ai să mai... Înțelegi altfel lucrurile, nu doar între ele ca arcane, ci din viața ta personală ce se întâmplă în viața ta, în universul tău. Da? Așa e. Ai să meditezi. Pe măsură ce tu mi-explici, eu asociez deja cu, da? Fapte, lucruri. Tu ești născută în 11 ianuarie. În fiecare zi de 11 a fiecărei luni, meditează cu acest arhetip, arcana 11. În fiecare zi de întâi a fiecărei luni, deși reprezintă luna nașterii, dar acest arhetip 1, la fel, meditezi, tu poți să meditezi în fiecare zi cu arcana magicianul. Dar să meditezi în data de întâi este ca și cum conștiința ta personală se conectează la conștiința universală. Pentru că cu toții știm că astăzi este data de întâi. Azi este 10 septembrie 2022. Eu dau exemplu, da? Azi este data de întâi. Toți suntem conectați, avem telefoane, avem calendar, astăzi este data de întâi. Și fiecare are, la nivel macro, eu am randevu, eu vorbesc în termen francezește. E ok, ok. Programare, nu știu unde. Tu ai altceva planificat și cu toții suntem conectați și interconectați și când tu ai meditat cu Arcana 1 în seara de dinainte, în ziua respectivă, în dimineața respectivă, apropo că avem simbolul soarelui răsare, începe elementele din jurul tău să se conecteze și să vezi că te manifesti în energia acestei arcane în ziua respectivă și atunci ți se dezvoltă mai mult intuiția. Crește aici, ți se dezvoltă intuiția. Asta înseamnă, ca să răspund pentru Elena Rogin, cum văd eu sau cum vedem lumea prin ermetism. Sunt științe oculte, științe ezoterice, informații ascunse. De exemplu, dau exemplu simplu, banal.
Magicianul aici, în vorbim, avem această arcană în față, are diferite elemente la îndemână. Și el alege niște elemente și pe acelea trebuie să le folosească în ziua respectivă. Așa și noi ne trezim dimineața, da? Avem aici, am spus, răsăritul de soare. Una este să te trezești dimineața la răsăritul soarelui și răsăritul se schimbă în fiecare zi, cu câteva minute, da? Și alta este să te trezești la 8, 9, 10, 11, 12, 13 ziua. Nu mai ai aceeași energie. Nu te-ai conectat la energia universului, la acel lucru tainic, ermetic, ascuns, da? Și te-ai trezit la răsărit de soare și spui, domne, astăzi mă îmbrac cu asta sau îmi aleg, uite, rochița asta, bijuteria asta. Și ele ulterior au legătură, toate au, sunt, se conectează. Știu că am un planning, ceva programat pentru astăzi, dar în dimineața asta simt să fac lucrurile altfel și să nu fac asta, ci să fac invers conform planningului. Să-ți dai voie să-ți asculți instinctele, impulsurile, să poți să folosești acea energie într-un mod. Totul este din legea mentalului. Da? Apropo, ai fost atrasă de acest simbol al pălăriei. Pălăria face parte din... Este simbolul pălăriei în tarot. Vorbește de mental, de logică. La fel funcționează și cu tarotul. Când cineva merge la un tarolog să-i facă o divinație despre viitor, despre o situație anume, este ca și cum persoana își dă puterea acelui tarolog. Prin legea mentalului, eu mă duc să-mi spună altcineva despre viitorul meu. Ori arcanele de tarot nu au fost create pentru a ghici viitorul, deși pot fi folosite prin legea mentalului. Ele au fost create prin aceste simboluri, da? Tu vezi aici o pălărie, un răsărit de soare, altul vede altceva și așa mai departe, pentru că fiecare scoate din mentalul lui ce vezi și cu ce conectezi din viața ta și din toată cunoașterea pe care ai aprofundat-o până astăzi aici în prezent. Și atunci tu înțelegi despre tine, te cunoști pe tine, ai ca o oglindă în față, da? Este ca o oglindă și tu ești atrasă de un simbol și vezi simbolul ăla, ce se întâmplă în jurul tău în ziua respectivă, în perioada următoare, ce emoție, ce mesaj, ce amintire îți trezește. Și tu lucrezi atunci și tu îți iei forța singur și îți dezvolți mai tare intuiția decât să te duci să-ți spună altcineva despre tine, despre autocunoașterea ta. În felul acesta vreau eu să aduc cunoașterea tarotului și dezvoltarea, nu dezvoltarea, că el este dezvoltat, el a fost creat din antichitate, doar că ulterior, de exemplu în școala anglofonă, tarotul a fost schimbat. Fac trimitere la tarotul Rider-White, care a schimbat simbolistica oarecum și grafica și nu se mai păstrează. Inclusiv arcana 11 a fost schimbată cu arcana 8, forța cu justiția. Da? O mare schimbare. Revenim, pentru că eu tot fac paranteze. Deci acesta a fost răspunsul pentru Elena Rogin, care a pus întrebarea pe YouTube și m-am gândit mult cum să-i răspund. Am zis, e un răspuns destul de amplu. Hermetismul, da, ca și definiție în calendar, face trimitere la ceva închis. Ceva închis în conștiința individuală a fiecăruia. Cum vede fiecare, nu doar o simbolistică în arcană, ci oriunde. Avem simboluri în lumea noastră peste tot. Mai ales în telefonul nostru. Am deschis telefonul, am apăsat pictograma de YouTube, eu intru într-o lume. Eu deja am acolo un simbol. Sunt șofer în trafic, văd simboluri, da, am tot felul de semne de circulație cu simboluri, eu sunt într-o lume și mă ghidez după simboluri. Purtăm bijuterii, anumite culori care au o simbolistică în conștiința noastră. Despre asta este vorba în hermetism. Cum eu am acumulat o informație, că e numerologie, astrologie, tarot, fiecare, ca și meserie de sine stătător, și ce fac cu ea, cum o dezvolt, cum o folosesc,
și cum mă dezvolt prin acea meserie. Da? Avem magicianul care el e un copil, se joacă prin jocul pe care l-am învățat, cum mă dezvolt, prin meseria pe care am învățat-o, cum eu mă dezvolt, pentru că e prima arcană. Și de aici începe dezvoltarea, creșterea personală, fizică, emoțională. Da? Avem în limba franceză, tarotul de Marsilia a fost dezvoltat în școala de Marsilia. Le Batleur, da? Este, denumirea lui este Le Batleur. În anagrama cuvântului Le Batleur avem Batleur. Bate ora, ora bate, ora începe, tic, tac, tic, bate ora, da? Aveam această anagramă, bate ora, pentru că dacă înainte de magician am putea pune arcana fără nume, nu arcana zero, ci fără nume, arcana nebunul, care este un simbol al sufletului, al spiritului călător, da? Prin tot universul, nu doar în planul fizic. Când venim în această lume și ne întrupăm, intrăm în acest nu intrăm doar în 3D, avem trei picioare, că te-ai legat de cele trei. Intrăm în 4D, avem și timpul. Da? Avem și timpul. Da. Nu avem doar acest spațiu 3D verticala, orizontala, da, două orizontale ca la matematică, X, Y, Z, da? Avem și timpul, bate și timpul, totul se întâmplă și în dimensiunea timpului. Bat l'heure, ora bate. Și de acum, când facem o meserie, facem o acțiune, suntem contra cronometru. Ai făcut? Ai făcut? Ce ai făcut astăzi? Cum ai făcut? A trecut timpul. Suntem contra cronometru. La fel. Corect. Și acest cronometru începe să numere și numărăm zilele și avem deja, se dezvoltă calendarul. De aceea studiem tarotul în numerologia datei de naștere. Da? Acesta este momentul, amprenta ta energetică, îmi venea să spun astrală pentru că fac astrologie, după astrogramă, aceasta este amprenta sau macheta ta energetică numerologică în numerologia tarotului, da? Eu am să ți-o trimit să o ai. Și avem forța, avem magicianul și hai să trecem la următoarea, că eu vorbesc mult. Arcana Lumea. Te-ai născut în 1965. Dacă adunăm 1 cu 9, cu 5, cu 6, cu 5, avem 1 cu 9, 10 și cu 6 și cu 5, cu 11, 10 cu 11, 21. Și avem arcana numărul 21, arcana Lumea. Arcana care este asociată cu anul nașterii arată modul tău de gândire la un nivel social, da? Cum te manifesti tu în social, cum te percep oamenii pe tine din mediul tău social că tu te manifesti, că tu gândești, da? Bun, hai să dezvoltăm, să vedem această arcană. Ce-ți spune ție această arcană? Arcana Lumea. Și o mai măresc așa, să o vedem mare, frumoasă. Repede, primul impuls, prima imagine, primul detaliu grafic. Repede, o femeie... Contratimp. Da, da. O femeie care nu-i pasă de lume, se afișează jumătate goală, doar cu o eșarfă așa care îi acoperă zona intimă și efectiv nu-i pasă de ce zice lumea. Calcă în picioare două animale, e dezinhibată. Într-adevăr, avem începând cu arcana Steaua în luna nu, în soarele la fel, în arcana Lumea, avem personaje mai dezbrăcate. Dezinhibate, într-adevăr, simbolul acestei goliciuni este simbolul dezinhibării de toate preconceptele sau tot ceea ce ne strânge, că la un moment dat aceste haine poate ne incomodează, dar simbolul hainei nu este vorba doar de haina care o purtăm,
ci și tot ce ne închide și ne în conștiință. Am spus simbolul golicinii arată dezinhibarea sau arată și vulnerabilitatea. Da? Mă arăt în toată vulnerabilitatea mea și sunt dezinhibat de idei, de preconcepții, de gânduri, de atitudini, de credințe, dar totodată sunt și vulnerabil. Da? Pentru că la da, așa e. Hainele ne protejează de frig, da? Dar sunt și vulnerabil. Tu spui că calcă pe două animale acest personaj, așa îl vezi. Și într-adevăr aici alții ar spune că dansează, plutește, dar undeva personajul este împământat, este pe un sol, este pe un sol roșu. Deci activ, este într-o energie activă acest personaj, fiind împământat într-un sol roșu. Și această culoare roșie, am spus, face trimitere la partea de jos, da. Partea de jos care unește cele două animale, ca și cum cele două animale ar fi siamezi, da, uniți. Da, fac trimitere la această uniune. Ai spus că calcă două animale. Ce animale vezi tu acolo? În partea dreapta mea, aici, un leu, cred, și în partea cealaltă, nu știu, e cam urțel ăla. Pare a fi un cal, dar nu cred că e un cal. Ok. Un cal și un leu. Bun. Mm-hmm. Avem în Arcana 11 forța un leu. Tu ai văzut un câine. E ok. Ți-am explicat, da? Cu câine. Un leu, la fel o energie de foc, o energie... Leul este dintre toate animalele pe care le întâlnim în tarot, da? Pentru că mai întâlnim și alte animale. Este animalul care, într-adevăr, poate să ucidă omul. Da. Da? Tu n-ai văzut un leu, tu ai văzut un câine, tu nu te simți în pericol. Da? Ai această forță să nu știu, să potolești, să domolești, să îmblânzești câinii sau poate... Da, ăla nu poate să fie leu, că e prea docil așa. Leul e fioros. Leul e fioros. Dar leu e fioros în stadiul 11, unde ar vrea să muște. Și observi, aceasta este mandala septenară în care cele 22 de arcane sunt puse în trei rânduri câte șapte. Arcana nebunul, neavând număr, este în afara mandalei. Leul din arcana forța, se vede cursorul meu, mouse-ul, privește, nu știu dacă în cealaltă am făcut, nu, ok. Privește oarecum aici către leul din Arcana 21, lumea, da? Da, ai dreptate. Ok? Da. Arcana lumea, am spus că face parte din, ca și simbolistică și arhetip, în anul nașterii. Modul tău de gândire în social, da, în exterior, oarecum și un mod de gândire superficial. Modul acesta de gândire în social, da? Așa te percepe pe tine oamenii sau așa vrei tu să transmiți celorlalți, că mai calc peste voi o leacă, mă puțin îmi pasă de voi și sunt dezinvoltă, dar sunt și vulnerabilă. Ideea este că ajungi să-ți îmblânzești impulsurile și instinctele, ai aceste două arhetipuri, forța și lumea, ai forța în tine să ajungi, să-ți îmblânzești, să observi, uite aici, de la Arcana 1, ca să ajungi la Arcana Lumea, două arhetipuri pe care tu le ai în data de naștere, Arcana 1 și Arcana Lumea, trebuie să treci prin forță. Da. Da? Aici este o machetă care arată cum două câte două arcanele trec prin forța ca să poată să se asocieze. Bun. Și tu ai acest arhetip al copilului, ca să ajungi să te maturizezi, să poți să fii dezinvoltă, aia treci prin forță, treci prin acest mental interior, intim al tău și te manifesti în acest fel. Bun. Ai zis că vezi un leu, leul face parte din Arcana Forța și vezi un cal.
Și o să ajungem și la cai, da? La arcana care are cai. Pentru că în macheta... Unde este macheta? Da? În macheta care arată arhetipurile din data ta de naștere, avem la un moment dat și arcana care are cai. Și se face legătura. Da, văd că până acum toate se leagă între ele. Absolut toate au la un moment dat o legătură. Dar nu reușesc. Bun, vreau să măresc arcana lumea, să vorbim un pic pe lumea. Are o eșarfă. Da, roșie. Eșarfa care este acoperă... în față. Eșarfa este roșie în față. Simbol al acțiunii, da? Că ești o persoană de acțiune, dar totuși poartă eșarfa albastră pe umăr, în spate. Dai la spate toate emoțiile. Nu ții cont de ele și ești doar pe acțiune, pe impulsuri, pe dinamică. Trebuie undeva să aduci, să echilibrezi această eșarfă. Eșarfa face trimitere ca și simbol la un drapel, o cetate, o persoană, o instituție, are un drapel, are o insignă, are da, ceva care îl reprezintă. Aici este, eșarfa vorbește de feminin și masculin. Trebuie să echilibrezi aceste două energii în tine, în personalitatea ta, femininul și masculinul, să nu dai la spate atât de mult femininul și să aduci foarte mult în față masculinul. Da? Cam asta am făcut toată viața. De altfel, arcana 11, arcana 21, lumea, foarte interesant în numerologia datei tale de naștere. Ai 1, ai 11, da? Trecem în a doua serie zecimală și deja când trecem în a treia serie zecimală, ai 21. Deci tu ai tot ceea ce înseamnă început. Ești mereu pe un început, să începi mereu, acum observ. Ai 1, 11, 21, da? Deci tot ce înseamnă un început, ok. Dar este bine că ai acest 1, 11, 21 și ți-am arătat, treci din 1 prin magician, treci prin forță să ajungi la lumea. Asta înseamnă că nu rămâi doar în acel arhetip al magicianului care începe lucrurile și le lasă neterminate, ca un copil care își lasă jucărelele aruncate, ci faci ceva și duci la capăt, pentru că capătul este această arcană 21 în numerologia tarotului, da? Care ajunge și, practic, în cele patru colțuri ale arcanei 21, lumea, sunt cele patru elemente, apă, aer, foc, pământ, care le-am văzut pe masa magicianului. Dar ele sunt aduse la nivel de entitate. Da? Sunt aceste entități, animale, îngeri. Folosește energiile, apă, aer, foc, pământ. Trebuie să ajungi în felul tău de a gândi, să înveți cum, pentru că asta reprezintă arhetipul arcanei lumea, să înveți cum să armonizezi, era să spun să reglezi, să armonizezi energiile persoanelor din jurul tău și poate nu doar persoane, vezi animale, vezi plante, vezi manifestări, orice, pentru că în orice entitate există o energie feminină și masculină, da? Și să înveți să le reglezi, să le armonizezi. Ce are personajul în mână, vreau să te întreb. Nu văd. Nu vezi, am mărit, că nu mai măresc. O sticlă, o carafă. Ok. Deci are un sceptru. Ok. Și aia nu știu ce e, o sticluță, o lampă, o... Ok. Da. Sunt două elemente pe care le-ai văzut în arcana 1 magicianul. Acea baghetă pe care o are magicianul, o are și arcana lumea. Tu nu ai sesizat-o la început, dar eu vreau să ți-o scot în evidență, pentru că în magicianul ai văzut bagheta, ai văzut flautul. Da? Folosește
apropo, folosește în lumea ta o baghetă. Dacă ești profesoară, știi că nu ca să ameninți, ci ca să faci o magie. Da, cu bagheta facem o magie. Că e un creion. Eu acum am luat bățul acesta în mână pentru că am uitat. Am și început life-ul cu tine și am uitat să folosesc bagheta. Am înțeles. Ok. Spuneam, uite, tu ai mâna acum un pix. Deci, ăla poate fi bagheta ta. Cu bagheta tu scrii, că îți iei notițe, că îți scrii idei, gânduri, că scrii poezii, că folosește o baghetă, da? Nu uita să... știi, copiii, apropo de magician, copiii, fetițele, nu contează, iau așa o baghetă jucărică și ele fac abracadabra, hocus magie. Magie. Conștient lucrezi pentru subconștient și la fel poți să faci și tu acolo cu polonicul, cu lingura anuală, mamă câtă magie, ce mâncare bună aici la birou, nu știu cum, și totul este o magie, da? Deci să folosești o mini baghetă pe care tu o asociezi, fie și un instrument, da? Poate cânți la instrumente. La fel se întâmplă și în Arcana Lumea. Acest element al focului, al baghetei, îl vedem de la început până la final, personajul, sinele, da? Care evoluează, păstrează acest element al creației, elementul focului. Iar în cealaltă mână, mâna dreaptă a personajului, mâna în partea stângă, da? Are o mică... Alții pot vedea o frunză, care este elementul vieții. Alții pot vedea o sticluță cu esențe, la fel, esența vieții. Sau poate fi acea, tu ai văzut un fier de călcat, acea gentuță, poșetuță pe care o are magicianul pe masă. Da? În care aduni, e o mică gentuță și în gentuțele mici nu pui lucruri multe, da? Cum punem noi în gențile noastre mari, ci pui esențialul, ce ai tu nevoie esențial. Okay. În felul tău de a te manifesta, de a gândi în mediul social, învață să transmiți esențialul, să folosești magia, cuvinte magice, da? Atitudini, obiecte și să transmiți esențialul. Învață să reglezi femininul și masculinul, te-ai legat de eșarfă. Ai spus că calcă animalele în picioare. Probabil că undeva te folosești sau nu te folosești de persoanele din jurul tău sau de entitățile din jurul tău, ci poate le ignori, da? le calci în ghilimele în picioare. Ar trebui să înțelegi că ele stau, aceste animale stau în poziție de supusă, așezată. Sunt la picioarele tale. Da? Ele sunt acolo pentru a te servi și a sluji ție. Și atunci folosești energia lor constructiv, nu le... Ideea de a da metaforic, de a le călca în picioare, nu fizic, ci metaforic, este că le ignori, că nu dai importanță. Dar energia lor stă la îndemâna ta, stă doar ca tu să poți să o folosești. Și avem acolo, într-adevăr, tu vezi un cal, simbolul pământului, acel animal chiar are culoarea cărnii, da? Simbolul pământului și avem leul care e simbolul focului. Simbolul focului, al creației, al entuziasmului, al bucuriei de viață și simbolul pământului, la fel, materia stă la picioarele tale. N-ar trebui să, în ghilimele, să o calci în picioare, ci să te folosești de ea. Da. Este ca și cum... Vezi, ai elementul pământului la picioarele tale. Elementul pământului, magicianul, ține moneda în mână. Moneda este simbolul pământului. Banii sunt pe jos. Ai curaj să te apleci, să-i ridici? Și aici tu,
da? Dă-ți voie că ai acea cupolă de, de magiciană să înțelegi ce vrea să spun această. Banii sunt pe jos și nu e vorba de bani faptici că aduni bănuți de pe jos. Da, pe da, da. Ci orice, da? Găsești la îndemâna ta oricând. Trebuie doar să-ți dai voie să mentalizezi și lucrurile încep să se materializeze în viața ta. Că primești un cadou, că îți donează cineva, că, nu știu, la servici mai primești, da, într-adevăr, niște bani în plus. Într-o formă sau alta, lucrurile vin în materie și nu neapărat ca bani. Da? Sunt o norocoasă, tradus cu alte cuvinte. Trebuie doar să vreau să fiu norocoasă. Da, da. Am zis bine traducerea? Da. Bun, mergem mai departe. Avem mult. Da. Într-adevăr, când analizăm, aici am dezbătut prea puțin, după părerea mea. Când analizăm numerologia datei de naștere în simbolistica tarotului, tot ce este la stânga face referire la energia feminină și ce este la dreapta face referire la energia masculină. Ce este la centru? Ești tu, persoana, sinele. Și dacă luăm data nașterii, ziua, luna, anul, 11, arcana 11, forța, 1 ianuarie, da? Arcana magicianul și anul nașterii 21, lumea, arcana forța face trimitere la relația ta cu mama. Cum o percepi tu pe mama? Arcana lumea 21, care reprezintă anul nașterii, pentru că este la dreapta pe machetă, face referire la relația ta cu tata. Iar tu ești la mijloc, în energia magicianului, a copilului. Da? Dacă intrăm și dezvoltăm și aici, ne ia foarte mult timp. Hai să mergem mai departe pe machetă. Și am să recomand persoanelor care urmăresc această filmare să vadă celelalte filmări despre numerologia datei de naștere, cum se calculează toată, cum se face tot acest calcul, da, această formulă. Adunăm 11 acum cu 1 și cu 21, luna, ziua, anul, calculate deja sau, da, în baza 22 și obținem pentru tine numărul 6. Da? 11 cu 21 și cu 1. Am făcut bine, da? Sper să nu greșesc. Mai fac o dată ca să... Obținem 33. 3 plus 3 fac 6. Da? Și ajungem la arhetipul personalității tale profunde. Cum te manifesti tu, care este personalitatea ta profundă. Și avem arhetipul arcanei 6, îndrăgostitul. Haideți să o pun pe ecran. Spunem la prima vedere, primul impuls, primul detaliu grafic care îți atrage atenția. Îngerașul. Ok. Ce îți transmite? Ce gând, ce idee, ce emoție, ce trăire? Îmi transmite iubire, îngerașul ăla. Așa. Bun. Personalitatea ta este, spuneam că acest arhetip al arcanei 6, în data, numerologia datei tale de naștere, se referă la personalitatea ta. Cum ești tu? Cum ți-ai dezvoltat tu personalitatea? Sau cum ar trebui să înțelegi acest arhetip al arcanei, toată această simbolistică și să înțelegi să-ți dezvolți personalitatea în energia pozitivă a arcanei? Pentru că orice detaliu grafic are o explicație simbolică pozitivă și una negativă, da? Dar nimic nu e pozitiv, nimic nu e negativ, nimic nu e rău, nimic nu e bun. Totul este. Da, corect. Ca și personalitate, avem acolo, în această arcană, numărul 6, este prima arcană care apare ideea de divinității. Da? Avem arcana magicianul. Ia să văd, nu le am la îndemână, magicianul, papesa, împărăteasa, împăratul,
și papa. Ori în aceste arcane nu avem în planul de sus al arcanei simbolistica divinității, să spunem în felul da? Lipsește o arcană. Da, da, da. Nu mai lipsește o arcană, o fi pe unde o fi. Pe când în arcana 6 este prima arcană care, în care în planul divin, în planul de sus, în planul conștiinței, apare o imagine a divinității. Și avem acest, dar divinitatea se arată ca un copil, ca un sine superior copil, da? Sinele acela superior, știi că face mereu în dezvoltarea personală trimitere la copilul interior. În personalitatea ta tu ești un copil, deși te arăți ca o forță, deși te joci, deși ești un complex întreg de energii și dezinvoltă, tu te manifesti totuși în interiorul tău și în personalitatea ta din acest spirit al copilului. Da? Faci legătura, este ca și cum pentru tine, tu când te rogi la divinitate, în felul în care tu o vezi, tu o vezi din prisma copilului. Da? Sau, nu știu, când eram copil, da, eu sunt creștin ortodox, învățam acea rugăciune, înger, îngerașul meu. Îngerașul meu, da, micuț. Nu că da. Avem un înger mare protector, ci un îngeraș. Da? Așa și... Da, și... drăguț, cu aripioare și bucălat, așa și da, așa. Da? Și... și cum acest îngeraș, această divinitate, această reprezentare a divinității ne protejează pe noi? Că e atât de mic și de inofensiv. Și apropo, hai să micșorez un pic la mine pe calculator. Acest îngeraș este prima reprezentare nud, da? Pentru că face trimitere la Arcana Lumea. Este prima reprezentare nud, după care urmează în alte arcane, avem Arcana Steaua, Soarele, da? Sau și în Arcana Diavolului avem acolo reprezentări nud. Este prima reprezentare nud și face trimitere, într-adevăr, se face conexiune, personalitatea ta mai dezinvoltă, mai exact ca un copil care se joacă, încoronat, observăm că acest copil parcă iese din soare sau iese din această stea care ne arată la fel o infinitate de soluții, o infinitate de posibilități. Pentru că, mai așez înapoi celelalte arcane, de ce? Pentru că se face legătura. Dacă în Arcana 11 și Arcana 1 Magicianul aveam simbolul pălăriei al conștiinței în forma infinitului, da? Deci să fii conștientă că există o infinitate, te-ai lovit de ceva care se închide de o ușă, tu, prin personalitatea ta, prin arhetipul Arcanei 6, este prima arcană care, în care se deschide o poartă, o poartă a conștiinței. Da? Avem niște porți în aceste arhetipuri. Ori aceasta este prima poartă. Arcana Lumea este ultima poartă, a șasea poartă, sunt șase porți. Dă-ți voie să-ți deschizi porțile conștiinței și să înțelegi că există o infinitate de soluții și de varietăți. Arcana este numită îndrăgostitul și nu îndrăgostiții, ca în tarotul Rider-Waite, da? Care a schimbat simbolistica. Îndrăgostitul, eu mă îndrăgostesc de viață. Eu mă îndrăgostesc de... În trecut, în istorie, Arcana 6 era intitulată Arcana Alegerilor. Da? Pentru că avem un personaj care are de făcut o alegere. Cu acest arhetip al personalității, ești o persoană care îi place să se manifeste în grupuri de oameni, în societate. Da? Nu-i place să fie singur sau îi place să controleze, să manipuleze. Îi place sau se lasă ușor manipulat pentru că îi place anturajul, îi place diversitatea. Cu această personalitate este pentru tine foarte benefic să înveți, să activezi în profesii, în meserii, în care trebuie întotdeauna să ai ceva de comparat,
de dezbătut, da? În care să poți să observi mai multe variante, da? Să nu rămâi, nu-ți place monotonia. Ai nevoie de foarte multă acțiune, de foarte multă creativitate în această arcană, da? Spuneam că te-ai legat de îngerașca, este prima reprezentare nud, dezinvoltă. Pentru tine, divinitatea în reprezentarea acestui copil, nu, vezi, nu este acel poate bătrân cu barbă, cum poate am fost noi învățați, da? Ci este ceva... copilul este ceva vulnerabil. Și pur, dar și vulnerabil. Da? Tot ceea ce pentru tine înseamnă divinitate, spiritual, trebuie să înveți să și protejezi această noțiune de divinitate, de conștiință, pentru că este și vulnerabilă. Te-ai legat de îngeraș, pe tine te-a atras îngerașul ca și simbolistică. Ori îngerașul este reprezentat nud. Nuditatea face referire la dezinvoltură, dar și la vulnerabilitate. Să înveți să protejezi ceea ce tu crezi. Eu cred în artele divinatorii. Eu cred că mâine pot să fac. Fiecare, da, are orice. Și nu mă refer doar la credința de zi cu zi, măruntă, a fiecărui lucru, a fiecărui acțiune, relație, proiect, da? Să înveți să protejezi acea credință, pentru că pe cât de dezvoltată este, pe atât de vulnerabilă este. Acest îngeraș din Arcana 6, am spus că iese ca dintr-o poartă, ca dintr-o stea, și pare la fel că este înconjurat, da? Exact, are această, exact ca personajul din Arcana Lumea, în coroana aceea de lauri, de flori, de frunze de laur. Laur înseamnă dafin, da? Apropo de ritualuri, pentru că noi facem filmarea astăzi în zi de lună plină în Pești, orice arcană are detalii de care te poți lega și tu poți să-ți creezi un ritual cu ele. Și tu ai această arcană numărul 21, coroana de lauri. Folosește laurul. Laurul este dafinul. Da? Folosește coroana de dafin în ritualurile tale. Că bei ceai, că o pui în mâncare, că afumi casa cu frunze de laur, că le pui sub pernă, că le pui la pragul casei. Da? Sunt o modalitate de o infinitate, apropo, o infinitate de modalități de a folosi această laur. La fel și îngerașul, am spus că se află la fel încoronat, precum arcana numărul 21, de asta dată de o infinitate de situații, de variante. Deși stă cu arcul întins, îngerașul ține arcul întins. Simbolul arcului arată nerăbdarea. Te afli, trebuie să iei o decizie, trebuie să compari lucrurile, dar totodată trebuie să iei și o decizie. Și decizia aceea este simbolul arcului întins, care mai are un pic și scapă, da? Deci trebuie să măsori de multe ori și să tai odată. La fel e cu simbolul arcului. Există o tensiune acolo, există o tensiune aceea de a acționa. Da? Oare acționezi bine? Da. Și am făcut alegerea corectă? Trebuie să iau la stânga sau trebuie să iau la dreapta? Într-o altă variantă a acestui simbol a îngerașului, pentru că, de fapt, personajul principal este personajul din mijloc, care trebuie să ia o decizie, o alegere. Da? Am spus că în trecut, în istorie, Arcana 6 era intitulată Arcana Alegerilor. Simbolul acelui îngeraș în arcană poate fi că să dau vina pe cineva pentru alegerea pe care eu o iau. Undeva divinitatea, Dumnezeu m-a pus. Cine Dumnezeu m-a pus să fac lucrul ăsta? Știi? Într-o variantă negativă, da? Într-o interpretare negativă. Pentru că cine Dumnezeu m-a pus? Ei, și atunci eu vin și îți spun, definește-l pe Dumnezeu.
Cum îl definești pe Dumnezeu? Copilul tău interior. Da? Deci asta este, arcana numărul 6 este reprezentarea personalității tale. Altădată când mai stai în liniște tu cu tine, meditezi cu arcana, meditează cu arcana la răsărit sau la apusul soarelui, da? Ai acest simbol al în cupola magicianului de răsărit de soare sau de apus de soare, pentru că într-adevăr este momentul din zi în care conștientul și inconștientul încep să se întrepătrundă și atunci avem sclipiri de inspirație, primim mesaje, da? Deși prin arcana 6 se face trimitere oarecum, ești o persoană destul de activă atunci în plină zi, la momentul de maxim al zilei, da? Când meditezi cu arcana 6, la fel, încearcă să vezi, să te conectezi cu simbolurile și ce ți atrage fiecare simbol. Altădată ai să fii atrasă de un alt simbol, da? Și ai să simți atunci de ce acum mă atrage simbolul ăsta, ce simt. Atracția nu este doar dintr-o stare pozitivă. Poate să fie, dom'le, nu-mi place simbolul ăsta, da? Și du-te pe el și vezi de ce nu-ți place, vezi ce amintire îți vine, ce stare, ce emoție. Să mergem mai departe. Așa cum se vede în această machetă, și recomand încă o dată să ascultați cele două filmări despre numerologia tarotului, dacă adunăm mai departe arcana din ziua nașterii cu arcana din luna nașterii, vom obține, în cazul Mirelei, 11 cu 1, obținem numărul 12, arcana spânzuratul, care simbolizează modul de acțiune. Modul de acțiune intim, interior, în ceea ce te privește pe tine, da? Bun, micșorăm aici. Bun, hai să vedem ce îți transmite arcana următoare. Ce îți transmite această arcană? Ce detaliu? Lumea cu sus în jos. Cum? Mai Cum? Spun. Ce detaliu? Deci, lumea cu sus în jos, efectiv. Lumea cu sus în jos. Bun, ok. Așa și masca care râde și care plânge. Și râde și plânge personajul. E o mască acolo în dreptul, la mijloc, aia roșu-galben. Da. Mi se pare o mască care râde-plânge. E masca aia teatrală. Ok. Așa, un alt element care nu-mi plac sunt ochii. Bun. Foarte interesant. Foarte interesant. E arcana paradoxurilor, da? De obicei, în toate arcanele, vedem capul personajului în planul de sus, în planul conștient, da? În planul spiritual. De asta dată, capul personajului îl vedem în planul de jos, în planul activ, terestru, dar și în planul subconștientului sau a inconștientului. Da? Asta dacă este să vorbim un pic despre datele tehnice într-o arcană. Uh-huh. Cu capul în jos, cu capul în planul subconștient, înseamnă că în modul tău de acțiune intim, interior, acționezi oarecum din ceea ce dintr-un subconștient profund. Da? Toate acele gânduri, reflectezi foarte mult. Personajul din arcana spânzuratul, deși traducerea este spânzuratul, fac o paranteză. În franceză, le pendu, tradus ar însemna suspendatul, pentru că el nu este un spânzurat, este legat de gât. Ori acest personaj este legat de picior și agățat, da? Suspendatul. Da.
Atârnatul. Atârnatul, suspendatul, da. El, grafica arcanei date, ai zis că nu-ți plac ochii. Ochii fac parte din cap, din conștiință. Ori conștiința lui este acum în planul de jos. El este foarte, planul de jos, arcanei vorbește de acțiune, de concret, de material. Face acțiuni, într-adevăr, foarte multe în planul mental. Ceea ce tu faci, reflectezi foarte mult în planul mental. Sau ceea ce trebuie să faci faptic, concret, nu știu dacă se vede în cameră, sper că nu, a trecut pisica mea pe aici. Nu e problemă. Așa, am zis să nu o deranjez. Ești foarte activă, da? În planul acesta logicii sau ar trebui, pentru că ai zis că ție nu-ți plac ochii, da? Impulsul, da, de care ai fost atrasă ca și simbolic a fost că ție nu-ți plac ochii. Ochii fac parte din simbolistica capului, sunt oglinda sufletului, ochii. Și ție nu-ți place că, de fapt, ai foarte mult de lucru conștient în subconștient. Ar trebui să lucrezi, să meditezi. Spânzuratul este într-o poziție de meditație. Da? În tehnicile yoga avansate există și această poziție de meditație cu capul în jos. Și dacă te-ai pune oarecum să stai cu capul în jos, nu agățată de un picior, dar măcar la marginea patului cu capul în jos, ai începe să vezi cam ce simți. Ce simte corpul tău, ce gânduri îți vin, ce emoții. Ar trebui să practici un pic această tehnică de meditație și de exercițiu yoga. Am spus că fiecare arcană ne duce și la un ritual, ne vorbește și despre starea de sănătate. Pentru că în arcana 11, forța, te-ai legat de aceste colțuri roșii din pălărie, care am spus că duc la foarte multă reflecție și acțiune mentală, care îți dau bătăi de cap și care îți aduc dureri de cap. Du-te un pic, da? Dacă te uiți pe machetă, din arcana forța cu arcana magicianu ajungem în arcana 12, arcana spânzuratul. Du-te și practică atunci când ai bătăi de cap, când ai dureri de cap, când trebuie să reflectezi la o situație, pune-te cu capul în jos. Stai acolo și meditează, da, picioarele sus pe pereți, capul jos, jos, la marginea patului, și vezi atunci ce idei și ce gânduri și ce fel vezi lucrurile răsturnate, și nu doar că vezi tu mobila la tine în casă răsturnată, ci situația în sine la care reflectezi o vezi răsturnată, da? Găsești atunci, pentru că arcana 12 reprezintă în numerologia datei tale de naștere, reprezintă modul de acțiune interior, ai să găsești atunci soluții, altfel de soluții pe care poate nici nu te gândeai și nici nu reflectai la ele, și ai să găsești altfel, o altă abordare, o altă soluție de materializare a acelei probleme. Da? Capul este în planul de jos, material. Cele două semiluni, tu ai fost atrasă de simbolistica celor două semiluni. Aici, ele sunt ca și cum ar fi buzunarele de la tunica personajului, dar sunt în formă de semilună și avem luna receptivă și luna în creștere și luna în descreștere. La fel, aceste două faze de semiluni pe care le întâlnim, e bine pentru tine să urmărești ciclicitatea lunii, să faci acțiuni, pentru că ai fost atrasă de acest simbol al lunii, să faci acțiuni în energia calendarului lunar. Da? Calendarul lunar este pe 28 de zile, 28 de zile, da? Nu calendarul solar pe 365 de zile. Cu luna în descreștere începi lucruri, faci, pui efectiv lucruri concrete, sămânța în pământ, metaforic, da? Pe luna plină, uite cum suntem astăzi, ar trebui să te bucuri de energia și să culegi fructele
acțiunilor pe care le-ai făcut, ca ulterior, pe luna în descreștere, să începi să cureți, metaforic, cureți grădina de uscături, de rădăcini, la fel în orice activitate, în casă, cureți spațiu, arunci ce nu mai ai nevoie, cureți în telefon mesaje vechi, fotografii, da? Ca să poți să creezi spațiu. Să înveți să te manifesti în energia calendarului lunar. Să înveți să-ți îngrijești corpul și starea emoțională la fel în energia calendarului lunar. Da? Vrei să-ți crească părul mai repede? Îl tunzi pe lună în creștere. Vrei să-ți crească mai greu? Îl tunzi pe lună în descreștere. Vrei să faci o cură de slăbire sau de detoxifiere? La fel, o faci pe luna în descreștere. Da? Sunt tot felul de trucuri legate de acest calendar lunar și de care ar trebui să ții cont. Simbolul al lunii este desenat la buzunarele personajului și este ca și cum un buzunar ține bănuții și, da, sau ține abundența și un personaj pierde abundența. Pe o parte iei, pe o parte dai. Păi corect. Cum echilibrăm? Într-adevăr, așa se echilibrează energie. Nu poți doar să iei, trebuie să și dai. Da? Pe de altă parte, da, ai trecut. Bun, iar treci, iar te duci, iar te întorci. Într-adevăr. Face parte din animăluța noastră. Animăluț, doar că ea este pisicuță. Într-adevăr, trebuie să și iei, să și dai. Să înveți să, când iei, să dai ceva la schimb. Când ai dat, să și primești ceva la schimb. Da? Nu vorbim aici de bani, de materie, de orice. Simbolul lunii. La fel, sunt simbolul lunii receptivă și activă, sunt cele două energii, feminin și masculin, care se regăsesc de-a lungul tarotului în toate arcanele, prin toate simbolurile, inclusiv prin cele două culori majore, roșu și albastru, care simbolizează femininul și masculinul, care trebuie, încă o dată, da, uite, ai fost atrasă de simbolul celor două luni care fac trimitere la feminin și masculin, receptiv și activ, pe care îl ai de echilibrat în viața ta. Apropo de eșarfa din arcana numărul 21. Bun, mergem mai departe. Dacă este să unim luna nașterii cu anul nașterii, ajungem la arhetipul arcana care reprezintă modul tău de acțiune în exterior, da? În social. Cum te percepe lumea că tu acționezi. În modul tău interior ai de reglat ca și acțiuni, da? Am făcut ceva, trebuie să primesc. Am primit ceva, trebuie să dau. Să reglez femininul, masculinul, receptiv, activ și să lucrez foarte mult conștient, simbolul capului și a ochilor, în subconștientul tău. Să faci acele meditații, pentru că arcana spânzuratul face trimitere într-adevăr la subconștient, atât că stă cu capul în groapă, da? În planul terestru, ca și cum s-ar înrădăcina prin simbolistica părului, prin cei doi stâlpi, cei doi copaci cu ramurile tăiate care fac trimitere la arborele genealogic, da? Noi de acolo, din arborele genealogic, avem trăiri, emoții, acțiuni, dar avem și binecuvântări și daruri. Și ar trebui să reflectezi mai mult conștient la tot acest subconștient care îți vine pe arbore genealogic. Cu capul pe numele său, pe titlul arcanei, această arcană face trimitere la reflectarea numelui pe care îl port. Da? Gândesc, meditez foarte mult la forța numelui, la forța cuvântului pe care îl cuvântez, ce cuvinte folosesc, la forța numelui pe care eu îl port. Și am avut în deschiderea acestei filmări discuția despre numele pe care îl porți. Da? Nu vreau să zic, e foarte ciudat că faci două înregistrări
cu două persoane din două colțuri ale lumii diferite, pe care le cheamă la fel numele de botez. Da. Și aici este interesant, pentru că și aici am o altă idee. Fiecare arcane este asociată o literă din alfabet. Și, de exemplu, numele nostru poate fi pus, înțeles, în simbolistica arcanelor. Da? Okay. Mirela, M corespunde cu arcana 13, I corespunde cu arcana 9 și așa mai departe. Și atunci îți vezi numele pus în simbolistica arcanelor și înțelegi de acolo și îți iei puterea, cunoașterea, dezvoltarea de sine. Și asta okay. este o idee pe care vreau să o aduc în YouTube, să fac o analiză pe nume. Acum vom face o analiză pe data nașterii, în numerologia tarotului, pe data nașterii, pentru Mirela Boloi. Beca. Beca. Eu da. De ce te-am? Așa scrie aici în zi. Da, e fost, okay. E vechiul nume înainte de divorț. Și nu ți l-ai schimbat în Zoom. Uite, să știi că și chestia asta are o simbolistică, da? Deci tu, dacă ți-ai schimbat numele în documente, da, după divorț, va trebui să intri pe toate site-urile acestea, pe internet, da, pe toate canalele de internet, să-ți schimbi și acolo numele. Vorbesc din punct de vedere personal și eu am făcut asta. Nu mi-am schimbat pe Yahoo, e mai greu să schimb adresa de Yahoo, dar mi-am schimbat în Facebook, în Telegram, în Zoom, da, și mi-am schimbat cu numele de Constantin înainte eram Gurlui. Okay. Pentru că are o simbolistică și la nivel subconștient rămâi în energia fostului soț. Dacă ai vrut și ați decis această separare, acest divorț, trebuie să-l faci energetic. Și asta înseamnă să-ți schimbi numele și să nu mai apar cu el, da? Eu am citit aici Boloi și am spus Boloi și uite, vezi, inconștient, tu afișând acest nume, ceilalți îți sunt oglindă și vine și tot îți aduce aminte și tot îți mai apasă un buton. Așa e. Okay. Și chiar nu vreau să mi se mai aducă. Da. Este o informație la care și eu personal am lucrat și am înțeles și mi-am făcut această analiză numerologică simbolică după vechiul nume și după noul nume. Și am înțeles cum mă manifestam atunci, ok, ce a fost, cum a fost, ok. Acum îmi iau altă forță, altă energie, da? Și caut să... Bun. Unul din proiectele mele este să dezvolt la fel practic, da? Asocierea dintre arcanele de tarot cu numele de persoană. Pentru că numele nostru, fiecare arcană fiind asociată cu câte o literă, putem vedea arhetipul personal și din această asociere a literelor, din numele pe care îl purtăm cu arcanele. Acum să revenim la numerologia datei de naștere. Spuneam modul de acțiune exterior. Avem... arcana numărul 1 cu arcana numărul 21 și obținem 22. Nu avem 20, arcană care poartă numărul 22, dar avem 22 de arcane în tarotul de Marsilia, în arcanele majore. A 22-a arcană este arcana nebunul. O arcană care nu poartă număr și care, datorită acestui fapt că nu poartă un număr, este în afara numerotării, în afara timpului, da? Pentru că cu arcana 1 am văzut că începe timpul, începe numerotarea, intrăm în acest spațiu al timpului. Arcana nebunul iese din timp. Tu când acționezi, tu nu mai ții cont de timp. Tu dacă îți vine la nu știu ce oră din noapte să faci ceva, tu aia faci, că aia îți vine, nu mai contează că ești obosită, că nu, tu nu ți mai ai, aici nu mai ai bariera timpului, da, cu această arcană. Și deja zi-mi un detaliu grafic care te atrage, pentru că m-am dus eu să-ți explic un detaliu. Mă mărești un pic, te rog? Da, sigur. Ia, să vedem. Ce vedem aici?
Poartă ceva în spate, o trestuță, o ceva. Și pisica care vrea să... De data de asta dată animalul e o pisică. Nu mai este... Da, uite pisica. Ea vine, mi-au prealintată când vine așa la mine. Băga. Aha. Ok. E pisica, nu, e pisica din... Hey, hello! Prezint pe Grizzly. E o pisică femelă. Da, ok, din arcană, e animăluțul ăla, e o pisică, îl văd. Așa. Care cred că vrea să ia ceva din buzunar. Ok. Și nu înțeleg de ce merge sprijinit în toiag roșu. Bun, ok. Hai să dăm mai mic arcana, să avem toate celelalte arcane, pentru că se face legătura, da, dintre detaliile grafice care tu ți-au atras atenția cu alte detalii grafice. Dacă nebunul este, arcana nebunul, este simbolul spiritului călător, da? Acest spirit al nostru, al sufletului, care călătorește dincolo de acest spațiu faptic pe care noi îl cunoaștem, univers, planete, da? Este o energie. Acel baston roșu, de culoare roșie, de culoare acțiunii, arată clar că energia arcanei este foarte activă. Este un personaj care face o acțiune. Sufletul, spiritul acționează într-o formă sau alta. În modul tău de acțiune interior, prin arcana spânzuratul, se face trimitere la subconștient, da? Din subconștient poți foarte ușor atunci să te conectezi la spiritul tău, care călătorește. Când noi dormim, arcana spânzuratul poate face trimitere și la perioada de somn. Când suntem în somn, da, culcați, aparent cu capul în jos, stăm pe un pat, da, observi, ok? Uh-huh. Și suntem în somn, spiritul nostru călătorește. Fii atentă prin asocierea acestor două arcane la visele tale de noapte. Poate nu le ții minte, poate le ții minte, poate ai puterea să te scoli și să ți notezi o idee din vis, da? Pentru că tu faci, modul tău de acțiune este dincolo de timp. Simbolul animalului, la fel, animalele din tarot simbolizează impulsurile și instinctele noastre. Venim într-o lume, venim și ne naștem și ne materializăm, facem acțiuni, facem mișcare datorită unui impuls. Înainte de a mă ridica de la calculator, eu am un impuls. Trebuie să mă ridic, să mă duc să-mi iau o cană cu apă. Trebuie să, da, sună. Am un impuls, am o trăire, am o emoție. Da. Observăm că animalul este de culoarea bleu ceresc, culoarea emoțiilor, a apei. Ascultându-ne trăirile și impulsurile noastre, facem lucruri în această viață, prin acest arhetip al nebunului. Ai fost atrasă de simbolul baghetei la magician, care este spiritualizat deja, da? Are, orice acțiune este spiritualizată. Simbolul baghetei micuțe pentru copil, în acțiunile tale tu faci lucruri mari, ample. Da? Dacă le gândești din energia copilului, când te duci în modul de acțiune, tu faci lucruri pentru că de asta dată bastonul, bagheta, energia focului este mare, da? Te sprijini în el și te bazezi într-adevăr că faci lucruri, îți iei energia din pământ, pentru că de asta dată bastonul nebunului este înfipt în pământ, da? Te împământezi, inclusiv prin culoarea pantofilor roșii, la fel. Am să închid geamul că eu aud strigăte de afară și mă deranjează. Te împământezi, când te împământezi în energia pământului, tu însuți, persoana ta și acțiunea care o faci, la fel, să-i cauți împământare, să-i cauți loc. Atenție însă că în energia negativă, simbolul acestui baston poate arăta că te învârți în cerc. L-ai pus în pământ și tu te învârți în cerc.
Da? Vrei să faci ceva și poate nu ești suficient de sigură pe tine și atunci începi să te învârți în cerc. Da? Ideea cercului se vede și în arcana numărul 21 prin această coroană, da? Aici o vedem prin simbolul bâtei care arată centru cercului, da? În modul de acțiune și în modul de gândire când te gândești în cum ești tu percepută în mediul tău social, măi, faci lucruri și parcă te învârtești în cerc. Ai o idee, te duci în alta și pe aia tot acolo ajungi și la fel și acționezi. Aici când ești în energia negativă, da? Sau am zis nimic nu e bun, nimic nu e rău. Câteodată e bine să ne mai și întoarcem și să mai revizuim, pentru că astrologic avem acele planete care retrogradează și care undeva ne întorc, ne determină să ne mai întoarcem, cum este astăzi, este lună plină în Pești și astăzi Mercur își intră în mers retrograd și ne pune să ne mai întoarcem un pic înapoi. Da? Să mai revizuim gânduri, idei, concepții, documente, contracte vorbite sau scrise și așa mai departe. Bun, mergem mai departe. Dacă este să asociem cele două arcane care reprezintă modul de acțiune interior și cel exterior, arcana 12, arcana nebunul 22, asociindu-i numărul 22, când asociem modul de acțiune interior cu cel exterior, ajungem la aparența ta spontană. La o primă vedere, da? Când tu te arăți în public, când cineva te cunoaște pentru prima dată, inconștient, tu te arăți în acest arhetip. Da? Ce te atrage la această arcană? Arcana numărul 7, caleașcă. O cai, stema dintre cai. La un cal îi lipsește un ochi. Ok. De fapt îl ține închis. Face ok. Face cu ochiul. Face cu ochiul. Ok. Și în partea de sus, iarăși sceptru, și e foarte frumoasă fizionomia personajului. Ok. Ok. Și coroana e frumoasă. Așa. Bun, te-ai dus deja în multe detalii. Am zis primul detaliu. Cai. Ai văzut un cal aici, în arcana 21, lumea? Da. Cineva poate vedea o vacă, un taur, altcineva poate vedea un cal. Da? Tu ai văzut un cal. Și uite că se face legătură cu acest arhetip al aparenței tale spontane în societate. La fel, calul este un simbol al impulsului și al instinctelor de noblețe. Da? Un cal are această atitudine de animal nobil. Ai observat că un cal are un ochi sau nu are un ochi? Caii sunt spiritualizați deja, aceste impulsuri în grafica tarotului după Jodorowsky, pentru că în grafica după Grimaud avem un cal roșu și un cal albastru, femininul și masculinul, impulsurile femininului și masculinului. În grafica după Grimaud avem un cal albastru și un roșu, da, femininul și masculinul. Se poate observa și aici, în grafica după Jodorowsky, acest cal care are un ochi închis, face cu ochiul. Ideea de a face cu ochiul e simbolul. Ori este mai cu un handicap, da? Ochii sunt oglinda sufletului. Un handicap în a vedea lucrurile clar, le vezi pe jumătate. Ori, simbolistica poate fi că ademenești, te chem, îți fac un mesaj,
Știi, vreau să te ademene, să te atrag. Da? Ori câteodată latul, pentru că este calul, având genele acestea lungi, este simbolul calului feminin, femininul tău atrage, ademenește, sau câteodată vede lucrurile pe jumătate. Nu vede lucrurile întreg, da? Nu vede tot ce ar vedea și de bine și de rău și de pozitiv și de negativ, tot un ansamblu. Ansamblu, da. Un personaj frumos, Chipeș, cu coroană. Ai fost atras de această coroană. Ei, uite, vezi, ai fost atras de coroana din Arcana 11, de pălăria. Așa? De asta dată avem o coroană. La fel, tot ce înseamnă pălărie, căciulă, este simbolul conștiinței. În aparența ta spontană, când cineva te cunoaște la prima vedere, te percepe sau dai tu impresia sau vrei să te arăți că ești o persoană nobilă, da? De asta dată ai acest simbol al coroanei, al nobilimii, da? Noblețea spiritului, noblețea educației, noblețea acțiunilor, da, pe care tu le faci din conștiința ta. Eu am să-ți explic un pic și în simbolistica negativă. Tu ai văzut coroana într-un sens pozitiv, foarte bine. Într-o energie negativă, coroana acestui prinț și atitudinea lui, da, foarte nobilă, cu acel sceptru de bagheta magicianului, de astă dată e un dita mai sceptru, asta înseamnă că deții forța, puterea. Când tu faci cunoștință cu cineva la prima vedere, simbolul sceptrului, da, și poziția, cum ai văzut-o tu, a personajului, arată că deții controlul relației. Se creează o relație în acel moment, da? Iar tu cauți să deții controlul, să stăpânești personalitatea, să stăpânești mentalul, pentru că ai fost atras de coroană, da? Să controlezi un pic persoana cu care intri în contact, pe care o cunoști. Dar latura ta feminină, care este latura intuitivă, pentru că latura masculină este latura de acțiune, masculinul din orice persoană, femeie sau bărbat, este latura de acțiune, iar latura feminină este latura intuitivă, nu prea vede lucrurile corect. Deși corect. Să domini relația sau să dai o aparență nobilă. Spuneam de simbolul coroanei într-o variantă negativă. Pare că coroana foarte căzută pe capul personajului, pare că îi taie capul. Și nu vedem cupola capului dincolo de coroană. Ar trebui să-i vedem cupola, pentru că ea este foarte căzută pe frunte. Sunt nobil, dar sunt cam prostuț, ghilimele. Nu văd, nu înțeleg lucrurile corect. Ceva nu... Da, deși mă afișez foarte nobil și foarte... și pe bună dreptate, pentru că deasupra carului există un voal, un simbol al a ceva ascuns. Și ajungem iar la un simbol al ermetismului, da? Toate simbolurile sunt ermetice în conștiință. În conștiința ta, acest car, acest prinț, călătorește noapte, da? Acel văl deasupra carului, care are și stele, ne arată, ne duce la simbolul cerului înstelat. Călătorești în noapte, în noaptea faci călătorii astrale, faci călătorii în vise. Sau te ghidezi, pentru că într-o altă variantă pozitivă a simbolului voalului, cauți prin conștiința ta acea coroană deschisă, da, în formă deschisă, cauți să înțelegi cunoașterea universului, a stelelor, astrologie, numerologie, tarot, da? Cauți să-ți deschizi conștiința, nu doar că ți-ai retezat-o prin
titulatura Atitudinea de noblețe, ci tu cauți să-ți deschizi conștiința către tot ce este ascuns în noapte, în subconștient, în mesajele acestea ezoterice. Da? Aceasta este chiar îmi plac. Aceasta este aparent, dar faci călătorii. Călătoria nu este doar că plec la drum cu cai putere de asta dată, da? Ci eu călătoresc în conștiința mea și mă ghidez după toată cunoașterea pe care o aprofundez. Călătorește, observi acest personaj cu caleașca, pentru că grafica tarotului de Marsilia este veche din evul mediu, epoca renașterii, când se circula cu cai putere caleașcă, da? Nu cu mașină. Și simbolul acesta al călătoriei în noapte, pentru că se ghidau după constelații. Da. Și aici ar trebui, prin acest arhetip, când meditezi, face trimitere, într-adevăr, la această știință, această cunoaștere, astrologia. Da? Și adă-mi aminte la final să-ți spun fiecare arcană cu ce element astrologic se asociază și este foarte interesant de văzut. După macheta numerologiei în data nașterii, da, pe care o avem aici, fiecare arcană cu ce element astrologic se asociază și acolo să te duci să studiezi pe astrograma ta fiecare element. Semnul, okay. Semnul zodiacal sau planeta, da, pentru că avem 22 de arcane și în astrologie avem 22 de elemente. 10 planete și 12 zodii fac 22 de elemente. Mai departe, beau și eu apă. Da. Te-ai legat de elementul stema, stema carului. Există aici o emblemă, o stemă. Da. În mijlocul acestei steme există o picătură verde, o frunză sau o picătură verde. Culoarea verde este culoarea vieții, da? Această picătură verde în mijlocul carului, care carul are culoarea cărnii, carul face parte din, da, este, noi călătorim cu acest corp. Facem, da, călătorim în această viață, în corpul nostru. Iar acolo simbolul acelei frunzi verzi sau picătură verde este simbolul eternității acestui corp. Da? Există în corpul nostru o celulă care transmite viața. Și aceea este celula sexuală. Și ai fost atrasă de acest simbol. Și într-adevăr, emblema este atașată, dacă ar fi să te uiți la personaj, în zona sexuală. Cum animalul, câinele, este atașat în zona sexuală. Cum masa magicianului este în zona sexuală. Cum eșarfa din arcana lumea acoperă, da, aceasta este pisica mea, care își întindea codița, zona sexuală pe aici, acoperă zona sexuală. Deci zona sexuală este într-adevăr reprezentată simbolic în arhetipurile arcanelor de tarot, pentru că este energia care dă viață. Prin energia sexuală ai fost atrasă de această picătură. Vreau să-ți spun că în aparența ta spontană, probabil, transmiți foarte multă sexualitate, senzualitate și nu neapărat în nu înțeleasă în sensul vulgar, ci în sensul de am energie de creativitate. La fel, dacă este să adunăm personalitatea profundă, da? Dacă ne uităm pe macheta calculului numerologic în data nașterii, dacă este să adunăm personalitatea profundă, arcana numărul 6, care nu am pus-o pe ecran și o pun imediat, ziceam pe macheta calculului numerologic, dacă este să adunăm arcana care reprezintă personalitatea profundă cu arcana care reprezintă aparența spontană, ajungem la acea energie denumită căutarea armoniei. Cum tu
îți cauți armonia, te armonizezi, pentru că fiind atâtea energii, la un moment dat ai nevoie să te mai și armonizezi, să mai toate aceste energii să poți să le echilibrezi. Da? Cum faci tu acest lucru? Prin arcana numărul 13. Prin arcana numărul 13. Ce vezi tu aici? În asta de jos? În aceasta, care o fac mare aici acum. Wow, dar ce urât e! Ce detaliu grafic îți atrage atenția? Coloana vertebrală ca un schelet, așa, ca un... ca spina aia dorsală de pește. Așa. De bine, de rău, îți place? Nu-ți place? Nimic nu-mi place, că e urâtă. Serios. Ok. Și coasa. Și coasa. Ce-i cu coasa? Mi se pare agresivă datorită dungii roșii. Ok. Pare a fi o dungă de sânge. Ok. Bun. Nu-ți place. Nu. Refuzi total să te armonizezi, să-ți cauți armonia. Deci tu, spunea ta, refuzi total să-ți mai cauți din când în când liniștea și armonia. Așa, da, ai dreptate. Nu, tu ai dreptate, pentru că tu ai spus că nu-ți place. Eu doar încerc să te ajut să descifrezi simbolistica de care tu ești atrasă, da? Deci, da. Despre asta este în meditarea cu arcanele tarotului, da? Puterea ta, tu ți-ai puterea și înțelegi și te autocunoști. Nu eu am spus, tu ai spus că nu-ți place. Nu-mi place. Bun, hai să o luăm așa frumos, că nu e chiar atât de înspăimântător. Da, să văd dacă reușesc să mă... Da, ok. Bun. Am dat poza ta deoparte și mi-a apărut fața. Da, e urățel. E urățel, urățel, urățel. Aparent poartă o mască, dacă stai să te uiți în detaliu. Dacă da, ar fi să da, te luăm da, în detaliu da. Și avem această umbră, deci poartă o mască. Dacă vrei da. Să-ți cauți, când tu îți cauți această armonie, am făcut un duș, e o mască. Tu nu te-ai armonizat. Porți o mască, așa, zici că da, cum ești azi, Mirela? Sunt bine. Bine, la ce da. Este o mască? Da? Sunt bine. Da. Dar pe tine te-ai legat de coloana vertebrală. Te doare spatele de nu mai poți, fizic sau metaforic. De ce? Pentru că te-ai legat de coloana vertebrală. Avem un cosaș. Acțiunea cosașului este o acțiune, observi, de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga, cum fac, o acțiune care solicită foarte mult coloana. Deci tu, ca să cauți să te armonizezi, ar trebui să lucrezi asupra coloanei tale. Poate să faci un masaj, o anumită gimnastică pentru coloană, pentru că din coloană, într-adevăr, vezi că ți-am zis, arcanele ne vorbesc despre afecțiunile pe care le avem în corpul fizic și din coloană pleacă, observi simbolul spicului de grâu, toți nervii, toți centrii nervoși care cresc, este un simbol al creșterii spicului de grâu, al prosperității. Dacă vrei să ajungi la acel cap mare, acea lună sau acea monedă mare, acea abundență materială, conștientă, trebuie să crești acest pic de grâu în coloană, să lucrezi asupra coloanei tale, că faci masaj, că faci gimnastică. Iar în acțiunile pe care tu le faci, avem o arcană destul de activă, da? Acolo unde avem personaje în picioare, avem acțiune. Uneltele și tot decorul ne arată foarte multă acțiune. Tu te armonizezi când faci mișcare. Tu nu știi să stai și tu locului, să te mai așezi, să-ți bei cafeluța așezată, liniștită. Nu, tu o bei în fugă și acum și iar mai faci, iar nu. Da? Deci trebuie să înveți să lucrezi fizic asupra coloanei tale.
Apropo, aveam arcana spânzuratul, care fiind legat de un picior, are coloana dreaptă, da? Lucrează asupra coloanei și îndreaptă coloana, fiind foarte mult în acțiune mentală, capul este în planul de acțiune de jos, atunci își îndreaptă vertical coloana, coloana fizică, dar și coloana personalității. Ori acest coșsaș, săracul, parcă e cocoșat de atâta acțiune, de atâta muncă, da? Ai de lucrat asupra fizică, asupra coloanei tale, că faci exerciții gimnastice și asta te va ajuta un pic să-ți reglezi energiile în organism. Da? Și da, îți va crește energia, îți crește energia fizică, energetică, îți crește și abundența. Pentru că acest personaj lucrează pe un teren destul de fertil, un teren negru care aduce abundență. Și avem aici plante bleu, plante galbene, da? Culoarea spiritualității, a înțelepciunii, a cunoașterii. Și avem un teren fertil, abundență, e destul de abundent această arcană. Coasa. Nu-ți place coasa? Coasa are cele două culori. Are cele două culori, feminin și masculin. Și ție nu ți-a plăcut de asta dată acea culoare roșie. Că e foarte, că roșu acela... Deci de asta dată nu-ți place... E o arcană activă, acțiunea masculină, și ție nu-ți place roșu din arcană. Tu te contrazici pe tine însuți. Da? Faci lucruri care nu-ți plac. Ești activă și faci acțiuni și faci lucruri și ție, de fapt, nu-ți plac lucrurile acelea. Această arcană... Foarte deșteaptă arcana asta, chiar foarte inteligentă. Arcana în sine, personajul, lucrează pe un pământ negru. Culoarea negru este culoarea nopții. Vedem în masca personajului simbolul lunii. Deci... asta, dacă avem simbolul lunii, avem ideea de noapte. Aici aveam simbolul vălului și a nopții, a stelei, călătorim în noapte, aici facem acțiuni noaptea. Ce faci tu noaptea? Dai din picioare, din mâini, nu stai locului, visezi. Ce faci noaptea? Da? Citesc. Multe lucruri fac noaptea pentru că îmi place, că e liniște. Da. Deci tu ești foarte activ în planul nopții. Aveam o arcana pendulul care este cu conștiința în planul activ, deci ești activă în permanentă. Simbolul pălăriei la fel, deci tu ești într-un mental întotdeauna cu vârfurile roșii. Simbolul aici al coroanei în arcana 7, caleașca, care iar vorbește de multă acțiune, unde în noapte avem vălul cu stele. Arcana 13 cu simbolul coasei în pământ, în pământul negru fertil, da? Arată că tu ai fost atrasă și nu-ți place. Dar chiar dacă nu-ți place, e o energie la care trebuie să lucrezi. Ai de tăiat, simbolul nopții arată acțiunea în subconștient, noaptea. Noaptea suntem în acțiunea subconștientului, ziua suntem în acțiunea conștientului. Da? Pentru că practic tot ce este aici în cap se reflectă în planul de sus a arcanei, se reflectă în planul de jos. Avem simbolul lunii și avem o umbră, da? La fel, care arată că personajul fiind ideea de umbră, de noapte, da? Deci el lucrează noapte, în noaptea conștiinței, adică în subconștient. Și am mai spus că simbolic planul de sus a arcanei este spiritualul, divinul, conștientul, planul de jos, acțiunea, dar și subconștientul. Acțiunea, planul material, dar și subconștientul. El taie cu coasa în subconștient. Și simbolul semilunii în descreștere, acum după luna plină, începe să lucrezi conștient, după această consultație tarologică, să lucrezi conștient în subconștientul tău și să tai din subconștient frici, temeri, convingeri limitative, gânduri care nu-ți mai folosesc. Ok. Ce taie arcana 13? Pentru că coasa vine din stânga în dreapta, din trecut
în viitor. Taie ce a fost în arcana precedentă, adică arcana 12, da? Care era cu capul în jos, îi taie numele, îi taie ego-ul. Mai de lucrat și de tăiat la ego-ul tău, din subconștient. Taie dependența de, pentru că acolo în arcana 12 el era legat, da? Dacă e să le punem ierarhic de jos în sus, 12, 13, îi taie sfoara, legătura. Taie legăturile care le ai cu arborele genealogic, energetic și care te trag în jos, îți sorb energia. Și devino cine ești tu, individ, acum și aici, în prezent. Da? Taie capetele încoronate. Și uite că avem capete încoronate. Cel din caleașcă. Cel din caleașcă. Sau avem și aici capete încoronate cu țepe, așa, da? Multe gânduri în arcana 11, forța. Toate acele gânduri care te frământă, dom'le, mai taie-le, mai lasă-le, nu mai fă ordine, dă-le, lucrează în subconștientul ăla și fă ordine și eliberează-te. Așa voi face. Pentru că, uite, arcana 13, dacă în toate arcanele, în centru arcanei, dacă ar fi să tragem două diagonale, da? În centrul arcanei avem ceva, un element acolo. În fiecare centru al fiecărei arcane avem câte un element. În arcana 13 e gol, e vid. Pă, ori da, așa în subconștientul tău, conștient, în subconștient, da? Și mai fă liber dacă vrei ceva nou și prosper. Inclusiv numele. Inclusiv da. Numele, titlul, titulatura, da? Da. Deci, cum îți cauți tu armonia, cum ar trebui să-ți cauți tu armonia din când în când, să lucrezi, și ți-am mai spus în nu știu care simbolistică, l-a spânzurat, să lucrezi în energia calendarului lunar, avem simbolul aici a lunii în descreștere, să lucrezi în energia calendarului lunațiilor și după orice lună plină să începi a doua, a treia zi acțiuni de curățare și de eliberare. În subconștient, în șifoniere, în birou, în telefon, în spațiu, în tot. Da. Deși voi avea înregistrarea, mie îmi place să scriu. Da, tu poți să scrii. Bun. Ok. Încă un element care tu l-ai observat la început, la acest magician. Ce ai spus tu care magicianul în mână? Un flaut, să știi că nu mai ai sonor. Un flaut. Tu ai văzut în bagheta magicianului un flaut și ți-am zis atunci, pentru că flautul sau orice simbolistică a unui element muzical face trimitere la terapie cu muzică. Da? Da. Și avem aici un flaut. Da, nu la... Da, acum îl văd. Acum îți place arcana? După ce mi-ai zis că negru reprezintă... Da. Da, îmi place acum. Numai să nu-i văd partea de sus. Moneda. Și acolo sunt multe simboluri, da? Da, și da. Acolo sunt multe simboluri, pentru că odată făcut curățenie în subconștient, da? Acesta este mesajul arcanei. Ideea de cosaș, de a tăia brusc, curățenia se face brusc, pentru că un cosaș, ca să poată să taie iarba, face acțiunea bruscă. Hai, nu că mai las un pic, mă mai las azi de o țigară, două, dom'le, vrei stilaj de fumat? N-am nimic cu fumătorii, da, apropo, nu despre asta e vorba. Ideea, când te lași, te lași brusc. Asta o știu persoanele care s-au lăsat. Dom'le, mă las brusc, nu, hai, mai las azi o țigară, în loc de cinci, fumez patru. Nu, te lași brusc deodată. Faci curățenie, brusc, pac, tot, ștergă din telefon și mă duc și în
în ulterior am șters fotografii, filme, eu știu, vă mai duc și acolo în, cum se numește, coșul de gunoi unde se mai adună și șterg și de acolo și șterg tot brusc și am făcut curățenie, da? Hai, nu că în colțul ăla nu intru, pe acolo nu... Ba da, tot. Atunci simți că ai făcut curățenie. Atunci simți că totul e curat, vid, liber. Și avem acest simbol al flautului sau al fluierului din os. Să știi că aceste arcane vorbesc efectiv sau ne pot transmite despre orice este creație să vorbească. Mie îmi face trimitere acest os din arcana 13, arcana fără nume, la poezia Mioriță. Fluieraj de os, mult zice duios, fluieraj de fag, mult zice cu drag, da? Fă curățenie, fă meditează, fă această, cum îți cauți tu armonia, folosește muzica, terapia prin muzică. Da? Vezi ce muzică, cu ce muzică rezonezi, cu ce fel de frecvență și folosește această terapie pentru a curăța inclusiv energetic spațiu, nu doar faptic. Am făcut ordine în sertar, în cameră, în casă. Nu, eventual pun și un fundal muzical și curăți energetic spațiu în care eu mă manifest acasă, la birou, în mașină. Da? Acel fluier din arcana 13 are 7 puncte, 7 note muzicale, da? Dacă ai să studiezi arcana mai în detaliu, cât s-o mai măresc, da? 2, 4, 6, 7. Ceea ce face trimitere la acele 7 note muzicale sau la arcana 7. Simbolistica numărului 7 pe care, uite, tu l-ai inclusiv în aparența ta spontană. A șaptea zi a creației, da? Când dedici sau dedicăm timp, spațiu, conectării cu divinitatea, da? Mai lăsăm treburile, mai lăsăm lucrurile și ne conectăm la divinitate. 7 note muzicale, 7 culori în curcubeu, are o simbolistică foarte amplă acest 7 ceacre, da? Principale, că ele sunt chiar mai multe. Conectează-te la această cifră 7 pentru o căutare a armoniei tale și pentru a face acea curățenie, ordine, tranșare bruscă, rapidă. Te-ai legat de simbolul coloanei vertebrale. Lucrează pe coloana ta vertebrală, da? Că faci ședințe de masaj, că faci gimnastică, yoga, ca să-ți ereglezi la fel energiile în câmpul tău și să poți să te armonizezi. Din când în când să poți să-ți cauți armonia, te legat de acea coloană vertebrală. Și îți va crește automat simbolul sficului de grâu al abundenței, să simți că abundența în viața ta, când tu lucrezi asupra coloanei, abundența în toate formele, crește. E prosperă. Okay. Te-ai legat de, în arcana nebunul, de săculețul lui și am uitat să vorbesc. Pur și simplu am uitat, pentru că e foarte multă informație. Sufletul când vine în această întrupare, când, da, el vine cu un bagaj energetic. Vezi că purtăm și ne asemănăm cu părinții, cu bunicii, da? Purtăm acest bagaj energetic prin ADN sau emoțional, da? Purtăm acel bagaj al emoțiilor din alte vieți sau pe arbore genealogic. Acest simbol al săculețului pe care tu l-ai văzut în arcana nebunul, el este deja crescut abundent în arcana fără nume, pentru că nu are nume, răsturnat, da? Acest spate, spatele întreg, coloana, da? Iar aici este partea de sus, strâns la gură, iar aici este partea de sus. Da, exact. Da? Deci,
sufletul vine în această întrupare sau o energie începe să se manifeste, o acțiune, o întreprindere, o afacere și ea crește, crește, crește și acumulează. Nu e atât de slăbănoc precum pare acest personaj. Are dita mai bagajul în el acumulat. Și ar trebui să mai golească din el. E cam grăsan. Da? Ar trebui să înceapă să mai golească. De aceea și simbolul sacului este oarecum răsturnat, reprezentat în corpul lui și trebuie să lucreze în partea, așa cum în corpul uman, pe o parte intră, pe o parte iese, da? Deci trebuie pe, da? Dai, primești. Da? Mai trebuie să mai și răsturnăm, să mai și pierdem, să mai dăm afară din tot ce am acumulat. Ok? Da. Că te-ai legat de acest bagaj energetic care el crește, tot ceea ce tu ai luat din străbun, pentru că în nebunul săculețului e în spate. Vine din spate, venim cu el din alte vieți, din alte întrupări sau pe arbore genealogic și îl purtăm cu noi. Și după aia, inconștient, îl creștem. Da? Atât că mâncăm și crește corpul din stadiul de copil, da? Cât și orice informație, cunoaștere, tu în simbolistica pe care am discutat-o aici, pe această machetă a arcanelor din data... numerologia datei tale de naștere, ai foarte mult în planul conștiinței, da? Tu ai foarte, ești foarte mult în mental, în logică, în gândire, în analiză, și ai atunci, inclusiv în arcana 6, da? Îndrăgostit, personalitatea ta profundă, deci trebuie acolo, în subconștient, prin această arcană 13, să faci curățenie, da? Această coasă să o folosești și să faci curățenie și să eliberezi. Ok? Da. Ok. Ce ar mai fi de spus? Destinul în viața, destinul tău în viață, prin numerologia tarotului în data nașterii, se poate calcula destinul în viață. De asta dată, calculul acestui destin, vă recomand să urmăriți cele două filmulețe pe care le-am făcut despre numerologia datei de naștere. Numerologia tarotului în data nașterii, se calculează în baza 9 din data nașterii, așa cum avem în exemplu Mirelei, din data nașterii 11.1.1965 se adună efectiv 11 cu 1 cu 1965, da? Și apoi totul se reduce în baza 9. Iar pentru tine, dacă este să facem calculul, 11 plus 1 plus 1965, deci se iau cifrele din data nașterii, ziua, luna, anul, ca atare, obținem 1977 și acum adiționăm în baza 9, nu în baza 22, pentru că avem 9 destine de viață. 1 plus 9 plus 7 plus 7. Obținem 24. 2 plus 4, pentru că arcanele sunt, am zis, reducem în baza 9, nu în baza 22, 2 plus 4 fac 6. Deci destinul tău în viață este la fel arcana numărul 6, aceasta. Bun, am să reduc acum toate aceste arcane de pe ecran, să mai diminuez, să mai reducem din informație, că prea multă informație am acumulat și trebuie să mai ne armonizăm un pic, da? Și să facem liber tot spațiul acesta. Și te rog pe tine, Mirela, acum, repede, ce detaliu grafic ți atrage atenția? Tot îngerașul. Al doilea detaliu grafic. Ok. Persoana din mijloc. Ce-i cu persoana? Îți place? Nu-ți place? Ce-i cu ea? Ce-ți transmite? E foarte nehotărât. Ok. Două jupânese care parcă vor să-l împartă. Bai al meu, bai al meu. Ceva de genul. Am spus că această arcană de-a lungul istoriei a purtat denumirea de arcana alegerilor. Da? Personajul... ne aflăm la un moment dat în viața noastră, sunt stadii de viață, cele 22 de arcane le putem manifesta în decurs de 24 de ore, dacă suntem atenți,
cronologic, nu amestecat, cronologic, ele se manifestă în decurs de 24 de ore, sau în decursul vieții. Destinul tău în viață, dacă tu înveți să te armonizezi în luarea deciziilor, da? Pentru că este vorba de alegeri, să iei alegeri, poți să manifeste un destin foarte armonios, într-adevăr, în grupuri de oameni, acolo unde trebuie să compari stânga cu dreapta. Da? Ideea este că orice ai alege, în varianta pozitivă, dacă îți dai voie să lucrezi meditativ, orice ai alege e de bun augur. Pentru că dacă alege personajul din stânga, trecutul, și pisica mea a zis miau, așa. Observăm acest personaj din stânga, poartă foi de laur pe cap, da? Pe care le-am întâlnit în Arcana 21, coroana de laur, da? În număr de 5, ceea ce face trimitere la Arcana Marele Preot, Arcana Cunoaștere, care ne îndeamnă la cunoaștere, acumularea cunoașterii, la... Dă-mi voi un pic, vreau să-i deschid ușa. Da, da. Iartă-mă. Am spus că poartă 5 foi de laur pe cap, ceea ce face trimitere la Arcana Marele Preot, da? Numărul 5 de dinainte, stadiul de dinainte, în care putem acumula foarte multă cunoaștere sau putem fi manipulați prin informații. Da? E o arcana manipulării, dar și o arcana a cunoașterii, în care învățăm, ne alegem un mentor, un discipol, învățăm de la un bătrân și așa mai departe. Și personajul din dreapta, viitorul, poartă 4 flori cu 5 petale. Fiecare floare are 5 petale. La fel, se face trimitere la arcana 5 și la arcana 4, în care vorbim de reguli, 4, vorbim de reguli, de ordine, de disciplină în tot ceea ce învățăm, cum învățăm, în ceea ce asimilăm ca informație. Da? Să nu înveți într-o ordine dezordonată. M-am apucat de tarot, învăț tarotul, m-am apucat de o altă știință, orice, despre bucătărie, gastronomie, orice, da? Învăț disciplinat, pașii și așa mai departe. Vorbim despre destinul tău în viață. Observi personajul, tu îl vezi acum, astăzi, meditând, să spunem, prima dată în ideea numerologiei tale în data de naștere cu această arcană, tu îl vezi dezorientat. Simbolul mâinii la centură arată un personaj stăpân pe sine. Da? Atunci când vedem un personaj cu mâna la centură, e un personaj stăpân pe sine, care știe ce vrea. Da? Care are într-adevăr stăpânire pe tot ceea ce el deține. Da? Părul galben, culoarea galbenă a părului, la fel, culoarea galbenă face trimitere la înțelepciune. Da? Și la fel, cele două personaje au culoarea galbenă a părului. Orice ai decide, fă apel la toată înțelepciunea ta, aș putea să spun copilărească, pentru că are un aspect copilăros personajul. Deci să faci trimitere la modul tău de gândire, la arcana magicianul. Personajul din mijloc, te-a atras personajul din mijloc și încerc să-l dezvolt prin toată simbolistica lui. Dacă îngerașul este nud, da? Observăm că și personajul are picioarele goale. Da? Încă nu vedem nuditatea, așa cum vedem în arcana lumea sau în alte arcane, steaua. Simbolul acesta al picioarelor goale la fel arată vulnerabilitate în tot ceea ce înseamnă planul material,
Da? Sau poate arăta stăpânire de sine, pentru că picioarele lui sunt foarte musculoase, ca la un sportiv care a lucrat și care între picioarele acestui personaj putem vedea simbolul casei. Ești atrasă de acest personaj. Între picioarele lui putem vedea un simbol al casei, pentru că ideea de a avea o casă, de a stăpâni o casă, de a fi acasă, este foarte importantă. Da? Da. Personajul este cu picioarele, cu papucii la fel roșii ca și nebunul, bine împământat în pământ. Ai nevoie să simți care este locul tău acasă, că domini, că deții o materie, că o stăpânești. Dom'le, ăsta este creionul meu, dar e a meu. Nu ți-l dau. Da? Și așa mai departe. Ideea de casă între picioarele personajului nu face referire doar la casa ca și materie, ca și clădire, ci și la a fi acasă. Eu în grupurile de oameni, eu mă simt acasă. Sufletul meu se simte acasă când este între grupuri de oameni, când se distrează într-o petrecere, într-o, da? La mine acasă, eu fac întruniri, eu fac petreceri. Pentru că acea casă e roșie, da? E multă acțiune acolo acasă. Ok? Da. Există un joc al mâinilor în această arcană. Cine, a cui este mâna și, da? Dacă este să considerăm aici că această mână este a personajului din mijloc, da? Că ar putea să, am putea considera că este a acestei femei, dar dacă este să considerăm că este a personajului din mijloc, practic ambele mâini ale personajului indică spre viitor. Mâinile, la fel ca la magician, da, avem acolo simbolul mâinilor care face acțiuni. Eu tot ceea ce întreprind mă duc pentru viitor, creez și fac pentru viitor. Da? Deci, aparent este o arcană, privirea lui este în trecut, da? Dar mâinile sunt pentru viitor. Pot să spun că iau și mă inspir din trecut, da? Dar tot ceea ce fac, fac ca să pentru viitor. Da. Personajul în poziția lui și cum este, poate să ducă cu gândul la îți place să fii în mijlocul atenției, să fii admirat, adorat. Da? Așa e. Mai spus, dar această atitudine de a fi în mijlocul atenției te expune, da? Are picioarele goale, vulnerabilitatea. De aici tu ai văzut personajul într-o atitudine nehotărâtă, instabilă. Instabilă pentru că nu e sigur pe anturajul în care se manifestă. Nu neapărat că nu ai încredere în tine, pentru că ai papucei aceia roșii, ci nu ai încredere în ceilalți. Câtă încredere, da, să porți în ceilalți. Da? Și atunci ai de lucrat la acest anturaj, deși destinul tău este să înveți să te dezvolți, să-ți dezvolți personalitatea, psihicul, emoțional, într-un anturaj. Acolo ai oglinzile. Te cunoști pe, da, tine în societate și în anturaje. Te cunoști pe tine când faci lucruri creative, este o arcană, dacă este să o analizăm din perspectiva celor patru elemente, apă, aer, foc, pământ, o arcană de apă și sper că nu greșesc. Apă, da, este o arcană de apă, papa e arcană de foc. Apa arată emoțiile, pentru că atunci când vii în contact cu oamenii, apropo, puneți, când lucrezi meditativ cu arcana, puneți protecție energetică când mergi în medii sociale, când vii în contact cu persoane, când ai relații, când stabilești contracte, pentru că poți fi vampirizată energetic. Da?
Vezi că un personaj îți pune mâna pe umăr, ori ca să te susțină, ori ca să te domine. Altul îți pune mâna la buzunar, ori ca să-ți fure banii, ori... Da, te pipăie. Deci acolo e un furt energetic. Un alt personaj îți pune mâna la inimă. Da? Deci ești oarecum prin toate părțile, așa ți se fură energia și atunci tu trebuie să fii stăpână și mâna la centură, da? Și apropo, centura, simbolul centurii peste ombilic, pentru că ombilicul este cel care ne-a legat de viața intrauterină, persoanele care poartă centură se protejează energetic. Da? Și mai ales când tu ții mâna la centură, tu arăți că tu ți-ai pus o protecție energetică, pentru că pe acolo se scurge energie în câmpul energetic, da? Prin ombilic. Și atunci tu știi să-ți pui o protecție când mergi în societate. Ești femeie, poate nu porți o centură, dar pui un cordon, porți o curea feminină, pe dedesubt, pe sub haine, da? Ok? Da. Valabile și pietrele. Și pietrele, da? Și pietrele. Dragi prieteni, cu noi a fost Mirela Beca. Mulțumesc, Mirela, pentru ocazia acordată de a arăta cum se lucrează în dezvoltarea personală, în autocunoaștere, cu simbolurile arcanelor din tarotul de Marsilia, în numerologia datei de naștere. Pentru cei dintre voi interesați să lucrați o astfel de numerogramă, puteți să lăsați un mesaj la numărul de telefon în WhatsApp 032-471-062606 sau la adresa de e-mail valentinaconstantin379@gmail.com.